Vreau doar să primesc un semn că suntem online, suntem urmăriți pe pagina Privesc Eu, pe pagina RLive, pe pagina Institutului pentru Politici și Reforme Europene, pe pagina Partenerilor, pe pagina Comisiei Electorale Centrale. Ne auziți bine? Vreau doar să primesc. Da, suntem auziți bine. Încă o dată, salutări tuturor. Mie îmi spune Iulian Groza, sunt director executiv IPRE și am onoarea să moderez sesiunea de astăzi de prezentarea unui studiu la care echipa IPRE, echipa Lead Moldova și echipa Expert Forum a lucrat parcursul ultimelor 2-3 luni. Este vorba despre metodele alternative de exprimare a votului. Știm foarte bine că după alegerile prezidențiale, în special din toamna anului trecut, am observat o participare masivă, probabil și fără precedent, a diasporii în exercițiul de vot al scrutinului prezidențial. Pe parcursul anilor, Comisia Electorală Centrală, societatea civilă, experți independenți, dar și politicienii, au introdus în discuții subiectul metodelor alternative de vot. Din păcate, astăzi suntem în secolul 21, anul 21, și suntem în situația în care să discutăm încă o dată despre aceste soluții alternative de vot. Astăzi lumea cunoaște cel puțin două opțiuni care au fost testate și recent au fost testate și în România. Este vorba de votul prin corespondență. În Estonia, deja de mai mulți ani, din 2005, este implementat sistemul de vot prin internet. Și exercițiul nostru de astăzi este, de fapt, dedicat studiului la care au lucrat colegii noștri, Victor Guzun, Lead Moldova, Septimius Pârvu, Expert Forum România, Mihai Măgudea, IPRE. Și acest studiu este realizat în parteneriat și cu susținerea Fundației Konrad Adenauer Stiftung. Pe această cale vreau să mulțumesc Sandei, care e alături de noi astăzi aici. Și acest eveniment de astăzi este organizat împreună cu colegii noștri din cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, din care și noi facem parte. Și o salut pe această cale pe Elena Prohnitsky. Și evident, toată această discuție, mă bucur că are o atenție sporită, nu doar în societate, dar și din partea actorilor decidenți, în special de către colegii din cadrul Comisiei Electorale Centrale. Și vreau să salut aici pe domnul Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, care este alături de noi astăzi. Pe parcursul evenimentului de astăzi, după prezentările de deschidere și prezentarea studiului propriu-zis, se va autora și alți decidenți, actori importanți, parlamentari și colegi din cadrul Agenției de Guvernare. Avem aici alături pe domnul Iurie Țurcan. Domnul Munteanu și doamna Sajen urmează să alăture un pic mai târziu la discuția noastră de astăzi. Abia îi așteptăm. Și sigur vreau să salut aici pe domnul Iurie Ciocan, ex-președinte a Comisiei Electorale Centrale și expert electoral. Vreau să vă salut și dumneavoastră. Deci, cu această ocazie, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor, încă o dată vreau să mulțumesc fundației, mulțumesc că ne urmăriți, chiar dacă știm foarte bine că astăzi spațiul public e plin de subiecte de rezonanță și de actualitate. Vom încerca și noi să contribuim la această discuție, cumva să diluăm discursul public și politic din Republica Moldova cu evidențe legate subiectul care este foarte important pentru foarte mulți alegători și cetățeni Republicii Moldova din țară, dar în special din afară. Deci cu această cale, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor, vreau să vă reduc aminte că suntem urmăriți live pe privesc.eu, pe realitatea live. Pe această care vreau să mulțumesc și partenerilor media care sunt alături de noi. Pe parcursul evenimentului veți putea să adresați întrebări, să dați comentarii în chat-ul opțiunilor de pe rețele de socializare pe Facebook, pe chat-ul Privesc Eu și pentru cei care sunt conectați la webinar, veți putea să adresați întrebări în opțiunea chat. Încă o dată, un mesaj pentru cei care sunt cu noi pe webinar, evenimentul este tradus în limba engleză, așa că cei care vor avea nevoie de traducere în limba engleză, alegeți opțiunea de limba engleză în meniu. Asta fiind spuse, din partea mea de la bun început, vă onoare să moderez această discuție și abia aștept să ascult prezentarea studiului, dar nu înainte de toate pentru de a oferi cuvântul domnului Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale, cu un cuvânt de salut. Vă rog frumos, domnule.
Bună ziua, stimați colegi! Sunt foarte bucuros să ne revedem în acest format și anume la prezentarea unui studiu important și pentru Comisia Electorală Centrală, din perspectiva faptului că acest subiect se regăsește pe agenda de lucru al Comisiei și anume mai punctat începând cu analiza scrutinului prezidențial care a avut loc în luna noiembrie 2020, în informarea către Curtea Constituțională vis-a-vis de validarea mandatului pentru președintele Republicii Moldova, am și punctat perspectiva dezvoltării legislației Republicii Moldova în domeniul electoral și anume în direcția elaborării metodelor alternative de vot. Vreau să menționez că la ultima conferință post-electorală, care a avut loc săptămâna trecută. La fel, am avut onoarea să avem în calitate de reportori mulți stimați experți, domnul Victor Guzun și Septimius Pârvu, care au avut și o prezentare în ceea ce privește cele două modalități sau deci alternative de vot, care sunt implementate atât în România cât și în Estonia, țări de reședință a dumnealor, precum au făcut și unele analize din punct de vedere a perspectivei economice, sociale, juridice, de implementare a acestora în Republica Moldova. Vreau să menționez că intenționăm să analizăm cadrul legal, cadrul bugetar, cadrul economic, privind posibilitatea pilotării în Republica Moldova a unor modalități de vot alternativ pentru alegerile locale noi, care sunt stabilite în două localități, cu referință la Hârtop, Cimișlie și Nigurinii Vechi, Ungheni, pentru data de 16 mai 2021. Credem că trebuie să facem acest pas. Trebuie să mergem cu inițiativa de a implementa deci câteva modalități de alternative de vot. Cadrul legal nu ne interzice acest lucru, doar că trebuie să venim și cu un demers în adresa Parlamentului și pe această cale voi solicita susținerea și înțelegerea societății civile pentru a desemna corect pașii și traiectoria privitor la ajungerea deci, la o decizie politică pentru a autoriza deci, abordarea metodelor de vot alternativ. Această situație a fost inspirată și din nota informativă primită din cadrul de la Ambasada Republicii Moldova în Letonia, unde anul acesta se vor petrece alegerile locale generale. Și în cadrul acestor alegeri, la fel, vor fi pilotate mai multe metode alternative de vot. Deci se poate, dacă există voința politică și există o mai multă claritate în beneficiile și deci, momentele pozitive ale aplicării acestor metode alternative de vot. Sunt convins că conferința de astăzi de lansare a prezentării respective va face parte din multitudine de proiecte, programe, de răspândire, de analize, de chiar și de răspuns la unele întrebări care vor determina decidenții noștri să meargă pe calea aprobării în legislație a metodelor alternative de vot. Cât privește situația în cadrul Comisiei Electorale Centrale, sunt convins că există o înțelegere a necesității introducerii în Republica Moldova a metodelor alternative de vot și există clară înțelegere că este viitorul pentru sistemul electoral și trebuie să abordăm cât mai serios această perspectivă. Credem că orice acțiune conjugată întreprinse atât din partea societății civile, cât și din partea unor instituții publice, vor deschide calea către această implementare legislativă a tot ceea ce spunem noi, metode alternative de vot,
și sperăm să găsim în această prezentare răspunsuri la mai multe întrebări care ne macină, care încă nu au fost rezolvate la nivel legislativ și economic și soluții care vor prezenta o anumit tablou în formă de pași, în formă de acțiuni concrete pe care trebuie să le realizeze toată societatea, deci, repet, toată societatea, pentru a implementa aceste metode alternative de vot. Mulțumesc organizatorul și le doresc succes! Mulțumesc foarte mult, domnul Cimil. Acum vreau să invit pe Sanda. Sandu, care este coordonator de programe la Fundația Conrad din Republica Moldova. Te rog, Sanda. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc mult pentru posibilitatea de a participa la prezentarea publică a studiului din partea Fundației Konrad Adenauer și noi considerăm iminente să fie incluse pe agenda publică subiectele privind sistemele alternative de vot. Și pornind de la premisa că fiecare cetățean are dreptul constituțional de a alege, de a fi ales și de a-și exprima prin vot atitudinea privind cele mai importante probleme ale statului și ale societății, considerăm că autoritățile electorale și decidenții politici ar trebui să examineze posibilitatea și introducerea sistemelor și a modelelor alternative de vot. Dar desigur că acest proces trebuie să fie analizat în contextul asigurării condițiilor optime de exercitare a votului pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Și aici vorbim indiferent de numărul și de locul aflării acestora. Și sigur că în acest context experiența României și a Estoniei este foarte relevantă și poate servi drept un exemplu bun pentru Republica Moldova. Dar aici ar trebui să menționăm că există și o serie de provocări, cum ar fi nivelul redus de încredere a societății în procesul electoral și în capabilitățile instituțiilor statului. Aici trebuie să vorbim că e necesară să fie asigurată educația electorală, dar și cea digitală, dacă vorbim despre includerea sistemelor electronice, și astfel încât societatea să înțeleagă procedurile utilizate în timpul exercitării dreptului la vot și, de asemenea, trebuie să fie asigurată securitatea informațională și cibernetică pentru a preveni un eventual atac și să fie creat un sistem de descurajare și early warning pentru a preveni unele incidente ce ar putea compromite integritatea alegerilor. Sistemele electorale trebuie să asigure accesul deplin tuturor cetățenilor Republicii Moldova, ca aceștia să-și exercite dreptul la vot, inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă, persoanele care au resurse financiare reduse și care se află la distanțe considerabile. Și sigur că aici astfel de sisteme ar fi în ajutorul cetățeanului. Ne bucurăm foarte mult că studiul și-a atins scopul propus de a examina în ce măsură experiența Estoniei, dar și a României, pe dimensiunea votului alternativ și cum aceasta ar putea servi drept o soluție eficientă pentru a depăși problemele și provocările cu care se confruntă Republica Moldova. De asemenea, ne bucurăm că studiul prezintă și o serie de condiții necesare de a fi existente în Republica Moldova pentru a putea implementa astfel de sisteme. Și aici vorbim despre inițierea unui proces larg de consultații și discuții publice despre implementarea unor astfel de sisteme la care să participe toți actorii relevanți din societate și ne bucurăm și sperăm că acest eveniment va fi un start pentru astfel de discuții. De asemenea, considerăm necesară și ne bucurăm că studiul abordează introducerea programelor de educație digitală, dar și electorală. Cred că e important și asigurarea independenței și integrității instituțiilor statului, astfel consolidând nivelul de încredere a societății în instituțiile de stat, dar și alegătorii să fie informați corect despre cum ar lucra astfel de sisteme. Aș vrea să mulțumesc mult tuturor autorilor care au participat la elaborarea acestui studiu. Vă mulțumesc din partea Fundației Konrad Adenauer și de asemenea mulțumesc partenerilor noștri, IPRE, pentru organizarea unui astfel de proiect și activității de astăzi, care din nou este extrem de importantă pentru realitățile Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Sanda! Și acum vreau să o invit pe Elena. Elena Prohnisc, care este secretarul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte din Republica Moldova. Elena, te rog. Mulțumesc mult, Iulian, stimate domnule Dorin Cimil, stimați experți, colegi și participanți la acest eveniment public. În primul rând vreau să salut inițiativa Institutului de Politici pentru Politici și Reforme Europene, care este un membru activ al Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte, de a elabora acest studiu în care să aducă în atenția tuturor publicului larg experiențele Estoniei și României privind aplicarea mecanismelor alternative de vot, într-un moment în care
interesul pentru acest subiect al votului alternativ a revenit în forță pe agenda publică și politică. Îmi doresc foarte mult să cred, așa cum au spus și antevorbitorii mei, și cred că și aceste doleanțe sunt împărtășite de toți cei prezenți, că ca interesul sporit pentru acest subiect al votului alternativ să nu se rezume doar la elaborare și de studii și de analize, schimb de experiențe, discuții, ci să ajungem la o finalitate palpabilă, la un plan de acțiuni concret, așa cum am spus și domnul Cimil, un plan de acțiuni concret de implementare a acestor metode alternative de vot și, desigur, de modificarea cadrului legal și normativ electoral necesare pentru aplicarea cu succes a acestor metode. Ori discuțiile privind introducerea metodelor alternative de vot au o istorie lungă, așa cum a menționat și Iulian, și se întind, cred că, dacă nu greșesc, încă din 2010 încoace. Ori în 2010, atunci când a apărut această necesitate de a spori accesul cetățenilor la procesul electoral, autoritățile au găsit o soluție, și anume extinderea, introducerea sectorului de votare suplimentare pe lângă misiunile diplomatice. Ori această soluție, la acel moment, cred că revoluționară și acceptabilă și propice, la moment nu mai răspunde necesităților alegătorilor noștri de peste hotare, care sunt, din păcate, într-un număr tot mai mare, și repartizați geografic în zone tot mai vaste și mai diferite. Dar aș vrea să menționez că, așa cum a zis și domnul Cimil și Sanda, metodele alternative de vot nu sunt doar despre diasporă, ci sunt și despre alegătorii din țară, care de mai mult timp întâmpină mai multe probleme în exercitarea dreptului de vot. Și aici aș vrea să menționez doar acel renumitul certificat pentru drept de vot, care la ultimele alegeri parlamentare, în condițiile de pandemie, au amplificat aceste probleme. Introducerea inovațiilor niciodată nu a fost un proces ușor, în special în Republica Moldova. A fost o adevărată provocare și întotdeauna au fost piedici și temeri din partea politicului. Ori trebuie să înțelegem că am ajuns într-un moment în care orice inacțiune, în special din partea decidenților, va prejudicia pe toți. Deci va atât pe ei, dar și pe alegători, beneficiarii finale a întregului acest proces electoral. De aceea, pentru a depăși aceste temeri din rândul politicului, aceste discuții genul cele de astăzi sunt mai mult decât necesare, și anume discuții largi, cu implicarea tuturor actorilor politici, cu discuții sincere despre toate riscurile, toate constrângerile, ca astfel, într-un final, să ajungem la un consens politic necesar pentru a face o schimbare în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Elena. Între timp, vreau să salut pe onorabila Galina Sajin și onorabilul Igor Munteanu, deputați în Parlament, campionii din Parlament pe subiectul metodelor alternative de vot, pe care vă invita să intervină cu comentarii după prezentarea studiului. Și acum vreau să-i ofer cuvântul Mihai, Victor și Septimius, propriu zis, pentru prezentarea principalilor constatări, concluzii și recomandări ale studiului. Mihai, te rog. Mersi tare mult, Iulian, pentru prezentare. Aș dori și eu să vă salut pentru că sunteți astăzi alături de noi la prezentarea acestui studiu, care este un efort comun al IPRE, LID Moldova și Expert Forum, prin care ne-am propus să acoperim sau să aducem în atenția publicului un subiect de actualitate și important la ora actuală. Prezentarea mea, propriu-zisă, va acoperi doar o dimensiune a studiului care se referă la problemele de ordin intern care au fost înregistrate la ultimele scrutine electorale, care
într-o anumită măsură și reprezintă elementul de actualitate a acestui subiect sau motivul pentru care readucem în discuție problema votului alternativ cam de fiecare dată după scrutinile parlamentare sau prezidențiale, iar în unele cazuri chiar înaintea desfășurării acestor scrutine. De aceea cred că este un moment oportun să abordăm acest subiect. Înainte de a începe, câteva cuvinte despre scopul și obiectivele studiului, pentru că consider important să delimităm un pic ce și-au propus sau ce ne-am propus noi ca autori a acestui studiu. Obiectivele sau scopul studiului în sine este de a analiza în ce măsură experiența României și Estoniei pe dimensiunea votului alternativ ar putea servi drept o soluție eficientă pentru depășirea unor probleme cheie cu care se confruntă procesul electoral din Republica Moldova. Iar drept obiective ne-am setat dezvoltarea în rândul cititorilor a unei înțelegeri mai detaliate cu privire la cadrul instituțional și mecanismele de funcționare ale votului prin internet și votului prin corespondență, și în același timp elaborarea unui set de concluzii și recomandări cu privire la cele două metode alternative de vot și oportunitățile conexe implementării acestora. Trebuie să menționăm că studiul se adresează atât publicului general, cât și factorilor de decizie din Republica Moldova. În același timp, studiul nu este sau nu vine neapărat să acopere toate elementele de ordin tehnic sau bugetar care ar fi necesare pentru introducerea acestor două metode alternative de vot, ci mai degrabă este un prim pas pentru a facilita un proces inclusiv de dezbateri, de discuții, de consultări la nivel național, care ar trebui să includă inclusiv abordarea celor două probleme de ordin tehnic și bugetar, a capacităților de ordin tehnic și bugetar a Republicii Moldova, pentru implementarea celor două metode alternative de vot. Am considerat important să menționăm acest aspect ca să nu aveți o surpriză atunci când nu veți găsi neapărat anume acele elemente de ordin tehnic care ar trebui valorificate în contextul Republicii Moldova, pentru că noi nu ne-am propus să analizăm dimensiunea tehnică pe care probabil au mai multe competențe autoritățile naționale de la noi și se pot expune pe această problemă. Deci nu este un studiu de fezabilitate în acest sens din punct de vedere tehnic. Câteva constatări de început. Este evident că la ora actuală sau ultimele scrutine parlamentare și prezidențiale au scos în prim plan o serie de evoluții, dacă doriți. Prima ține de numărul cetățenilor cu reședință obișnuită în Republica Moldova, care a scăzut în ultimii 6 ani cu 228.000 de persoane, conform datelor Biroului Național Statistică de la 1 ianuarie 2020. În același timp, am tot observat că în ultimii 6 ani, rata de participare la vot în cadrul secțiilor de votare deschise în străinătate a crescut de peste 3,5 ori, de la 73.000 de votanți în 2014 la 263.000 în anul 2020. Deci este o creștere importantă la care am asistat cu toții. Numărul secțiilor de votare deschise pentru alegătorii peste hotarele țării a crescut la fel cu 46% după 2014, de la 95 la 139 de secții de votare. Iar numărul cetățenilor moldoveni înregistrați prealabil pentru scrutinile naționale a crescut de la 2400 în 2014 până la aproape 60.000 în anul 2020. Deci cel puțin pe dimensiunea 3 criterii, rata de participare, numărul secțiilor de votare și numărul cetățenilor moldoveni înregistrați prealabil, s-au atestat creșteri importante care denotă de fapt un interes sporit al cetățenilor moldoveni aflați peste hotarele țării de a-și exercita dreptul la vot, iar asta nu face decât să ne bucure, inclusiv să ne bucure prin prisma activismului acestora și a interesului manifestat față de alegeri. Spuneam mai devreme despre numărul și amplasarea secțiilor de votare deschise în străinătate.
În tabelul dat puteți vedea cum a evoluat acest număr la ultimele 4 scrutine naționale. Cele mai importante creșteri s-au atestat pentru secții deschise în Federația Rusă de la 11 la 17, în Marea Britanie de la 4 la 7 și în Germania de la 2 la 6, dar și în cazul altor secții de votare. În același timp puteți observa și cum a evoluat numărul de înregistrări prealabile, practic de la 2400, așa cum spuneam, 2014, la o creștere treptată pe alocul în ultimii 2 ani foarte, foarte mare, la aproape 60.000, care demonstrează de fapt că inclusiv nivelul de utilizare metode electronice de înregistrare prealabilă este la îndemâna alegătorilor, votanților aflați peste hotarele țării. Asta ținând cont de faptul că cele scrise reprezintă mai puțin de 5% sau în jur de 5% din numărul de înregistrări prealabile. Deci, într-o mare măsură, peste 57.000 de votanți aflați peste hotarele țării s-au utilizat metoda electronică de înregistrare. Dacă este să analizăm ultimele scrutine naționale, putem identifica câteva probleme care s-au înregistrat și care mai mult decât atât s-au repetat, în special la ultimele, la scrutinile prezidențiale din anul 2016 și 2020. Ele țin atât de cadrul legislativ, cât și de, unele probleme cu care s-au confruntat procesul electoral. Prima ține de lipsa unor reglementări explicite în articolul 31, alineatul 3 a codului electoral, privind ponderea fiecărui criteriu pentru constituirea secțiilor de votare în străinătate și doi, date privind numărul de alegători care au participat la ultimul scrutin național. Așa cum bine știm, până la ora actuală nu există în codul electoral, în articolul 31 mai exact, nu există o formulă matematică de calcul, de agregare a celor trei criterii menționate pentru constituirea secțiilor de votare și asta face ca să existe o înțelegere destul de destul de limitată la nivelul publicului larg a modului în care sunt agregate aceste trei criterii. Într-adevăr, au existat unele evoluții, în special la ultimul scrutin, Comisia Electorală Centrală a utilizat o formulă de calcul, dar codul electoral propriu-zis, prevederile acestuia necesită a fi modificate în așa fel încât formula să fie introdusă în cadrul acestor în cadrul acestui articol. În același timp, există în continuare unele probleme legate de datele privind numărul de alegători care au participat la ultimul scrutin național. Nu se menționează sau mai mult decât atât, există o confuzie a modului în care sunt interpretate aceste date, pentru că datele la un scrutin parlamentar se pot utiliza pentru agregarea formulei de calcul și în cazul scrutinului prezidențial, chiar dacă nivelele de participare sunt diferite. Deci, cred că trebuie să existe o delimitare și în acest sens. În același timp, alte probleme țin de epuizarea buletinurilor de vot în 23 de cazuri, 15 secții de votare în 2016 și altele 8 în 2020, numărul limitat a secțiilor de votare deschise peste hotarele Republicii Moldova, cât și distanțele largi între secții, avem țări precum Canada sau SUA, cu distanțe de sute sau chiar mii de kilometri între secțiile de votare. Integritatea procedurii de înregistrare prealabilă, știm foarte bine în discuțiile și toate acuzațiile iscate și apărute în spațiu public legate de procedura de înregistrare prealabilă prin cerere scrisă în grup și problemele aferente acestei proceduri din lunile septembrie-octombrie înainte alegerilor prezidențiale. Până la ora actuală nu există o claritate pe această cauză din partea organelor de drept a Republicii Moldova. Și în același timp, transparența procesului premergător, stabilirii numărului și amplasării secțiilor de votare, cred că procedurile de transparență trebuie respectate și încă este necesar un efort din partea organelor electorale și pentru facilitarea și transparentizarea procesului de consultări vis-a-vis de deschiderea acestor secții de votare.
și recomandările propuse țin de mărirea perioadei de votare de la o zi la două zile consecutive, cu asigurarea condițiilor optime pentru securitatea buletinelor de vot pe parcursul nopții și operarea în acest sens a unui număr mai mare de votanți, creșterea plafonului maxim de buletine de vot pe secție votare la 5.000 la 10.000 și în cazul desfășurării procesului de vot pe parcursul a două zile, așa cum a recomandat și Comisia Electorală Centrală, cred că ar fi oportună această modificare, excluderea sau cel puțin revizuirea mecanismului de înregistrare prealabilă prin cerere scrisă semnată grup din regulamentul privind înregistrarea prealabilă a alegătorilor. Consider că pe această dimensiune în care, pe care Comisia Electorală Centrală are prerogative, are atribuții limitate, în special privind controlul autenticității acestor înregistrări prin cerere scrisă în grup, există riscul să ne confruntăm cu aceleași probleme care ne-a confruntat și în toamna acestui an și la următorul scrutin, în special din cauza ineficienței acțiunilor organelor de drept, și este necesară cel puțin revizuirea acestui mecanism ca să asigurăm faptul că nu vor exista derapajele înregistrate în cazul ultimului scrutin. Introducerea formulei de calcul privind desemnarea numărului și amplasării secției de votare în articolul 31 al codului electoral, așa cum am menționat și anterior, și, bineînțeles, conjugarea eforturilor instituționale și pentru asigurarea introducerii sau cel puțin pentru abordarea condițiilor legale și tehnice privind introducerea votului alternativ. Cred că la acest aspect se vor referi mai mult colegii mei și pe parcursul discuției vom reuși să abordăm pe larg această ultimă recomandare. Victor, te rog. Da, vă mulțumesc mult. Vă rog frumos să ne conectați posibilitatea de a face share screen. Până atunci, vă mulțumesc mult pentru invitația de a prezenta raportul nostru. Ne bucurăm foarte mult că astfel de discuții au loc tot mai des și în mod special m-a bucurat ceea ce a spus domnul președinte Cimil, că în scurt timp vor fi organizate în regim de testare în două localități rurale din Republica Moldova sau cel puțin vor fi testate careva sisteme de vot alternativ. Raportul nostru trebuie să menționez încă o dată că se referă la două exemple foarte clare. Este vorba de votul prin internet în Estonia și votul prin poștă în România. Ne-am străduit să o facem în asemenea mod ca să acoperim toate aspectele care pot fi de interes public și de un interes destul de larg. Cât ține de votul prin internet în Estonia, raportul meu este în 10 puncte, care cuprinde principalele elemente ale ecosistemului, deci tot ce înseamnă din punct de vedere tehnic, educațional, de pregătire acestui vot prin internet. Al doilea este dezvoltarea istorică și tot ce înseamnă cadrul legal, cum s-a dezvoltat, cum a trecut procedura de constituționalitate, ce modificări la lege s-au făcut, cum a fost testat, cum a fost testat în regim beta înainte de a fi votat la primele legeri din 2005. După care sunt două capitole, cum se organizează votul prin internet, unul, de fapt, este cel capitol care ține de organizarea din perspectiva autorității electorale, adică autorității electorale estoniene. Punctul 4 este cum se votează nemijlocit sau cum este văzut acest mecanism de vot prin internet din perspectiva cetățeanului. Deci avem aceste două perspective. Punctul 5 ține de organizarea votului prin internet, de fapt am mixat un pic, care sunt acele considerații generale care trebuie luate în considerare. Punctul 6, cum sunt numărate voturile online, care este această procedură, pentru că, de fapt, majoritatea celor care pun întrebări se referă cum sunt ele numerate, nu există acolo proceduri de furt sau de schimbare ale lor. Punctul 7 ține mai mult de tot ce înseamnă securitate și audit, toate aceste proceduri și cum să ne asigurăm că ele funcționează bine. Și ultimele două puncte, dacă doriți, ele țin mai mult de consolidarea încrederii alegătorilor în votul electronic, asta este un lucru foarte important, și care sunt lecțiile care pot fi învățate din exemplul estonian. Ultimul punct, numărul 10, ține de aspecte care, de fapt, se referă la mecanismul de vot, ce se întâmplă, care sunt acele tendințe, vin oamenii, care este, de fapt, dinamica,
poate persoane din localități rurale versus urbane, persoane cu venituri mai mari, venituri mai mici, așa că vă recomandăm să le parcurgeți în această secvență. Și dacă îmi permiteți, eu am o mică prezentare. Nu știu dacă vedeți ecranul meu în acest moment. Vă rog să confirmați. Da, e ok. Da. Colegi, asta este, de fapt, sunt modalitățile de vot în Estonia în acest moment și asta este foarte important să menționez, pentru că dacă vorbim de Republica Moldova, noi avem practic această zi a alegerilor, vot în ziua alegerilor, dar nouă practic ne lipsește acest vot preliminar. Deci chiar și în secțiile de vot se votează doar în ziua alegerilor, o singură zi, și probabil aceasta este prima preocupare, să avem posibilitatea, din punct de vedere legal, să se voteze mai multe zile. Aceasta, de fapt, este schema votului în Estonia și vedeți că este grupată în trei capitole. Deci, votul în străinătate, există trei modalități tehnice de vot. Este votul prin poștă, care se organizează cel puțin 30 de zile până la ziua alegerilor propriu-zise, după care cel puțin două zile în fiecare misiune diplomatică și oficiu consular se organizează votul nemijlocit în secție. Asta poate fi și mai mult. E la latitudinea, de fapt, a acestei misiuni diplomatice. Pentru că dacă există o diasporă mai mare, cum este, de exemplu, în SUA sau în Canada sau în Finlanda sau în Norvegia sau în Suedia sau în Danemarca, atunci probabil ei pot să organizeze mai multe zile, dar cel puțin două zile în fiecare este obligatoriu și în afara țării sunt acele 7 zile de vot online. În interiorul țării există 3 posibilități tehnice de vot preliminar și mă refer iarăși la cele 7 zile consecutive cu votul în afara țării, plus avem vot preliminar în secțiile de vot propriu-zise, sunt 3 zile consecutive și plus încă 4 zile care se organizează în secții de vot ad hoc. Ce înseamnă secții de vot ad hoc? Sunt locurile cele mai aglomerate, minim unul într-o unitate teritorială mai mare, vorbim de o regiune, chiar dacă ele nu sunt în Estonia. De exemplu, aici în Tallinn există în centre comerciale, pot fi în gări mari, acolo unde sunt multe persoane. Și este ziua alegerilor propriu-zise, așa cum avem și Republica Moldova, unde se votează în secții de votare și vot la domiciliu. Dar este foarte important să menționez că dacă se va vota online, timp de 7 zile, în afara țării sau în interior, și vei veni la o secție de vot în ziua alegerilor, atunci votul tău online va deveni nul. Asta este făcut în mod intenționat pentru a evita să existe o careva presiune asupra votului. Suplimentar la aceasta, dacă vei vota online în afara țării sau în interior și vei merge în vot preliminar într-o secție regională sau într-un vot preliminar în secția de vot propriu-zisă, iarăși acest vot va deveni unul nul. Și mai mult decât atât, poți să votezi de sute de ori online, în afară sau în interior, pentru că nu contează, votezi de unde dorești, votul tău ultimul doar va fi cel valabil. Deci este un element foarte important că în Estonia aceasta este doar o modalitate de vot, dar este folosită masiv, o să vedeți din următorul slide. De fapt, asta este dinamica, majoritatea dintre dumneavoastră ați văzut, dar încă o dată, acesta este foarte important din perspectiva că oricare metodă alternativă de vot probabil va fi folosită masiv după 1, 2, 3, cel puțin probabil cicluri electorale și exemplul Estoniei exact acest lucru îl arată. Alegerile locale din 2005, prima dată, 1-9, foarte mult scepticism și noi avem la alegerile europarlamentare din 2019, 47. 46,7% din participare. Vedeți că procentul cetățenilor care au venit la votul prin internet este în continuă creștere, chiar dacă există 7 modalități tehnice de vot. Este foarte important ce vreau să vă arăt aici și mă bucur tare mult că există și este și domnul Turcanu aici, pentru că de fapt acele precondiții tehnice, dacă dorim, sau acea infrastructură, sau acel ecosistem, ca acest sistem să funcționeze în Republica Moldova, practic el este dezvoltat. Deci sunt, practic, majoritatea elementelor, ele trebuie probabil aduse la un numitor comun, ele trebuie integrate un pic mai bine și din punct de vedere tehnic, noi am discutat de multe ori și cu specialiștii Comisiei Electorale Centrale, este posibil de a organiza vot pe internet în Republica Moldova. Și mă refer aici la interconexiunea datelor. În Estonia este acest X-Road care conectează sigur toate datele și bazele de date și logările la sistem cu modalitățile tehnice despre care vorbim un pic mai târziu. Este acest principiu once only, este foarte important. Ce înseamnă once only? Legal în Republica Estonia nu este posibil ca o autoritate să ceară de două ori de la un cetățean același set de documente sau același set de informații. Astfel se evită această dublare de informații,
Al treilea element este ceea ce discutăm noi chiar acum, acest cadru legal care este unul, de fapt, foarte liberal, dacă doriți, un cadru legal care permite să organizeze aceste modalități tehnice de vot. A patra precondiție este tot ce înseamnă protecția datelor cu caracter personal, pentru că în Estonia nu contează ce tip de informații personale și ce autoritate le va folosi. Eu voi vedea în calitate de cetățean cine le-a folosit și în ce scop. Și există și acest mecanism de a ataca, dacă doriți, în organismele corespunzătoare, dacă datele mele sunt folosite cumva nu conform cerințelor sau așteptărilor. Da? Deci acest lucru este unul foarte important. Al cincilea element este că în Estonia statul și cetățenii sunt conectați foarte bine. Spuneam de mai multe ori că în Estonia fiecare cetățean și rezident are două adrese e-mail guvernamentale prin care statul discută cu cetățeanul și viceversa, inclusiv din perspectiva votului. Și ultima este sunt acele mecanisme de autentificare digitală securizată cu posibilitatea aplicării semnăturii digitale. Noi avem în Republica Moldova tot trei elemente și știu foarte bine că Agenția de Guvernare Electronică lucrează și la următoarea versiune a mecanismului fără utilizarea acestor stick-uri sau telefonie mobilă sau aceste buletine de identitate. Cum se votează foarte rapid? Este o aplicație care de fapt se reînnoiește la fiecare ciclu electoral. Asta iarăși se face din motive de securitate, pentru că aceste credențiale de securitate se îmbunătățesc permanent. În ziua alegerilor, când vreau eu să votez, în cele 7 zile fac download la această aplicație, asta va dura aproximativ 10 secunde, după care mă loghez cu modalitatea de identificare digitală, sistemul, și aici este foarte important din perspectiva X-Road, acea interconexiune. Sistemul mă recunoaște cine sunt eu, am drept să votez sau nu am drept să votez, în ce district electoral trebuie să votez și mi-afișează imediat această listă de candidați. După care eu pur și simplu voi face 3 mișcări în calculator, voi selecta candidatul meu, cod personal 2 de semnătură digitală, ceea ce de fapt arată care este opțiunea mea de vot și o trimite organismelor respective, vorbesc de securitate și autorități electorale, și sistemul este făcut foarte simplu, de fapt este o analogie a sistemului de vot prin poștă, sunt 2 plicuri digitale, în care una sunt datele tale sau datele mele personale dacă doresc și în alta este opțiunea de vot. Ele de fapt nu discută între ele, ele nu pot fi comasate, ceea ce înseamnă că se păstrează acest secret al votului. Și după ce voi vota, eu voi primi o confirmare a votului meu într-o formă de cod QR care eu pot folosi. Nu foarte multă lume îl folosește, 4-5% din votanți în Estonia, dar aceasta este suficient ca să poți asigura încrederea în sistem. Și este ultimul slide. Noi vorbim foarte mult despre beneficii. Care sunt aceste beneficii ale votului prin internet? Este evident, este mega comod, poți vota de oriunde în lume, durează doar 2 minute, crește ipotetic prezența la vot. Dacă nu o crește din punct de vedere matematic, ci votanții care au votat odată prin internet, probabil cu probabilitatea foarte mare vor reveni să voteze, pentru că este extrem de simplu, este o economie enormă de bani și de resurse. Pentru că după ce este implementat în Estonia, studiile arată că de fapt votul este de aproape 9 ori prin internet mai ieftin decât votul în secție de vot care sunt îndepărtate. Înregistrarea alegătorilor, verificarea identității este una foarte sigură. Exprimarea, numărarea, transmiterea, tabularea, înregistrarea rezultatelor este una extrem de rapidă. Și această dilemă întotdeauna dintre beneficiile care sunt absolut evidente și o mulțime de discuții despre securitate, încredere. Dar exemplul Estoniei, și o să vedeți din raportul nostru, de fapt arată, și aici finalizez, arată că aceste riscuri, ele pot fi coordonate, ele pot fi ținute sub control, ele trebuie permanent îmbunătățite și discutând cu specialiștii în domeniul securității cibernetice, inclusiv și din Republica Moldova, de fapt ei reconfirmă acest lucru, că da, există careva riscuri ipotetice și îngrijorări, dar aceste riscuri pot fi ținute sub control. Și ultimul element, încă o dată vreau să evidențiez că este doar o opțiune de vot în Estonia și exact același lucru, de fapt, trebuie să fie și în Republica Moldova, vot pe internet, și implementarea lui trebuie să fie graduală, pentru că de altfel, probabil că el va suferi un succes de la bun început. Cuvântul cheie este implementare graduală. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Victor, pentru această prezentare cuprinzătoare, deși îmi dau seama că o provocare.
Mersi foarte mult. Acum trecem la București. Septimius, Septimius Pârvu de la Expert Forum România. Septimius, te rog să vii cu constatările tale pe votul prin corespondență și experiența României. Te rog. Bună ziua! Acum o să încerc să accept și o provocare de a povesti foarte pe scurt. În primul rând, mulțumesc pentru această oportunitate și sper că prezentarea va răspunde la multe dintre întrebările care, pe care le poate avea și un, și un alegător, dar și o autoritate care implementează procesul. Dacă sunt orice fel de întrebări, răspund cu plăcere la, la sfârșit. În ceea ce privește votul prin, prin corespondență, trebuie să recunosc că condițiile în care s-a implementat începând cu anul 2016 sunt destul de similare cu ceea ce se, cu cele din Republica Moldova din acest moment. În contextul în care această cerere a venit, mai ales pe fondul nevoii de a permite unui număr mai mare de, de alegători să voteze sau mai degrabă de a facilita accesul acestora la, la procesul electoral. Trebuie să menționăm și antevorbitorul meu a subliniat acest aspect că trebuie să rămână o metodă alternativă, nu trebuie să suplinească votul în secție și am văzut că în 2020 au existat tot felul de discuții în anumite state, s-a generalizat, dar cred că totuși votul prin corespondență sau orice metodă alternativă de vot de genul acesta implică anumite resurse și trebuie să vedem dacă în final poate fi aplicat universal, unde trebuie aplicat și unde are sens să fie aplicat. Ce aveți aici este un grafic cu numărul de secții de votare care au fost deschise la alegeri începând cu anul 2009. După cum bine știți, în România acesta a fost un subiect dureros pentru alegătorii din străinătate, întrucât în mai multe contexte, în 2014 și în 2019, au existat coze enorme, alegători care nu au putut să voteze, inclusiv conflicte cu forțele de ordine în anumite state în acest context. Astfel că cred că o măsură foarte bună, în primul rând, a fost creșterea numărului de secții de votare. Și după cum vedeți, la o populație bănuim pe undeva pe la 4 milioane, pentru că similar cu Republica Moldova nu știm exact câți oameni sunt în străinătate. Știm doar că aproape 750.000 de alegători au reședința în străinătate, au domiciliu, scuze, în străinătate, adică au un pașaport CRDS, deci nu mai au reședință sau nu mai sunt înregistrați în țară, în principiu sunt înregistrați în străinătate. Chiar și în 2020, într-un an complicat, după cum vedeți, au fost deschise 748 de secții de votare. Deci cred că, în primul rând, această măsură a reușit să fluidizeze votul în străinătate și a ajutat la creșterea participării. O să revin imediat și cu niște cifre concrete, să vedeți cam cum arată participarea în străinătate. Acum, nu o să intru în absolut toate detaliile, pentru că ele sunt descrise în raport, am încercat să iau absolut fiecare etapă, să o explic și să subliniez câteva principii universale privind implementarea unui vot în avans, dar o să încerc să explic foarte pe scurt cum funcționează votul prin corespondență. În primul rând, inițial, când a fost introdus în 2016, era doar pentru parlamentare. A fost introdus pentru prezidențiale în 2019, din păcate tot după un scandal de la europarlamentare, când alegătorii iarăși n-au putut vota. Dar foarte pe scurt, alegătorii se pot înscrie pe o platformă, se numește votstrăinătate.ro, de 1 aprilie a fiecărui an, înregistrarea este pentru fiecare an, până cu 45 de zile înainte a alegerilor, începând din acest an, pentru că termenele s-au tot schimbat, au fost 75 de zile, 2 zile de la începerea procesului electoral și tot așa. Dar ce trebuie menționat este că în acest moment este deschis doar pentru alegătorii care au reședința sau domiciliul în străinătate. Iarăși, ce este important, faptul că la prezidențiale alegătorii pot vota practic în orice secție de votare, există o singură circumscripție, dacă vreți, pe când la parlamentare există circumscripție dedicată.
deși votul, impactul acestui vot este relativ diferit. Autoritatea electorală permanentă este cea care verifică datele. O chestiune foarte importantă este legată de validarea alegătorului, care, identității alegătorului, care poate fi o chestiune complicată, în sensul că în acest moment alegătorii trebuie să introducă o serie de date, trebuie să introducă o copie după actul de identitate și o dovadă a reședinței sau domiciliului în țara respectivă, dar sigur că aici vorbim totuși de un proces care poate fi fraudat, adică pot exista riscuri legate de înscrierea alegătorilor, astfel că această componentă trebuie să fie foarte clar acoperită de lege și cred că trebuie să existe sancțiuni foarte clare legate de orice fraudă. Apoi, listele sunt trimise către Poșta Română. O să sar peste unele etape, n-o să povestesc chiar despre absolut tot. Poșta Română, prin fabrica de timbre, este și cea care realizează materialele electorale, adică toate documentele care ajung la, și o să vedem imediat care este, cele care ajung la alegători sunt realizate de fabrica de timbre și trebuie să le distribuie către alegători cu cel târziu 25 de zile înainte. Sunt transmise printr-un sistem expres, care și costă mai mult. O trimitere ajunge undeva pe la 25 de euro, dar depinde foarte mult și de contractul pe care îl are cu fiecare țară, pentru că nu există neapărat niște standarde universale cu absolut administrațiile poștalele tuturor țărilor. Și se face pe baza unei confirmări de primire. Tot Poșta Română este cea care recepționează plicurile și le transmite către birourile electorale pentru votul prin corespondență. Acum, în partea din dreapta puteți să vedeți care sunt celelalte instituții. Este un pic mai complicat în contextul românesc, pentru că avem o dualitate între Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central. Președintele și vicepreședinții AEP sunt parte din BEC și Biroul Electoral Central se formează doar pentru alegerile respective, de fiecare dată având altă componență. Dar în timpul alegerilor, BEC este, dacă vreți, autoritatea supremă care ia decizii. Pentru străinătate există și biroul pentru vot în străinătate, pentru cetățenii care votează în străinătate, care poate să ia decizii legate de votul în străinătate, inclusiv votul prin corespondență, ceea ce înseamnă că este instituția care poate lua decizii și de activitatea biroului electoral ale secțiilor de votare, care se formează la ambasade sau pentru biroul electoral pentru votul prin corespondență. Acum, care e diferența? În țară se formează la fiecare 10.000 de alegători un birou electoral pentru votul prin corespondență. Trebuie să menționez că noi la Expert Forum am monitorizat absolut toate alegerile în care s-a folosit votul prin corespondență încă din 2016. Deci avem o experiență cu toate alegerile și am văzut practic ce a însemnat organizarea tuturor scrutinelor. Ce merită de menționat aici este că 10.000 de plicuri este foarte mult. Durează îngrozitor de mult, în condițiile în care o secție de votare are în jur de 2000 de alegători arondați. Deci una dintre recomandări a fost tot timpul reducerea numărului la maxim 2-3000, să zicem. Pentru că la nivel de resurse umane, diferența nu este atât de mare în ceea ce privește plata acestor membri. Biroul electoral pentru vot prin corespondență, ziceam, se formează în țară și, practic, în mod normal, alegătorii pot opta să trimită în țară. În momentul în care se înscriu, trebuie să menționeze dacă trimit în țară sau în străinătate. Dar în ambele cazuri trebuie să ajungă până joi la ora 24, joia dinainte alegerilor. Sunt scanate prin SIMPV, care este sistemul electronic, care este conectat la fiecare secție de votare. Practic, fiecare plic este scanat, iar autoritatea electorală informează alegătorul dacă plicul a fost înregistrat sau nu. Dacă nu a fost înregistrat, poate vota. Și credem că asta este o chestiune foarte... Poate vota în secție, scuze. Și cred că asta este o chestiune foarte importantă, pentru că în 2016, de exemplu, nu putea vota. Adică, dacă se pierdea plicul, alegătorul practic era... nu mai putea exercita dreptul de vot, chiar dacă nu era din vina lui.
Plicurile interioare se deschid doar duminică după ora 21. La nivelul reprezentanțelor diplomatice, până se înființează biroul electoral la secțiile de votare din străinătate, există un sistem prin care plicurile sunt primite practic la reprezentanțe, fie prin poștă, fie alegătorul poate merge chiar individual. Dacă există peste 5.000 de cereri într-o țară, se înființează un birou special. Dacă nu, birourile electorale ale secțiilor de votare se ocupă și de votul prin corespondență. Până acum n-a existat niciodată un astfel de birou care se înființează peste 5.000 de secții. Ce vreau să atrag atenția asupra aici, apropo de lecții învățate, este ca structura să fie foarte clară, pentru că, din păcate, legea nu a fost tot timpul foarte clară, ce instituție face ce. Biroul electoral pentru străinătate a avut anumite dificultăți în a interpreta legea, în a organiza procesul, inclusiv a trimis o scrisoare, cred că în 2019, dacă mi-aduc bine minte, către BEC în acest sens. Deci este foarte important să știm cine ia decizii și în ce context. Așa, foarte pe scurt, acestea sunt materialele care sunt trimise în plicuri, plicul cel mai mare, ca să zicem, un plic exterior sau un plic interior, depinde dacă sunt prezidențiale, câte două exemplare din toate materialele, autocolante în loc de ștampilă, o declarație a alegătorului care atestă că pe propria răspundere că a răspuns, riscul mare fiind, sigur, fi influența unor angajatori, de exemplu, dacă vorbim de poate angajați într-o altă țară, familie și alte persoane care pot dicta cui să persoane respective cum să voteze. Instrucțiuni pentru tipărirea buletinelor de vot. În 2020 legea stabilește că buletinele se pot tipări de pe site-ul vostru străinătate, cu toate acestea au fost trimise și fizic de către autoritatea electorală permanentă și autocolante pentru sigilarea plicurilor, plus un autocolant cu adresa biroului electoral din țară. Fiecare plic din acesta are și un cod de bare care în momentul scanării practic leagă plicul respectiv de alegător. Foarte pe scurt despre participare, după cum vedeți, a crescut. În 2016 au fost 8.000 de înscrieri, 8.800 de înscrieri. În 2019 a crescut la 35.000, iar la parlamentarii anul acesta a rămas tot în jur de 35.000. Ceea ce vedem este că practic au ajuns în jur de jumătate din plicuri înapoi de fiecare dată, ceea ce într-adevăr este o discuție. Din păcate, la alegerile parlamentare din 2020 a fost transformată într-un scandal politic, inclusiv cu acuzații de fraude. Părerea noastră, ca organizație care a și observat alegerile, este că, de fapt, deschiderea unui număr mare de secții de votare a făcut anumiți alegători să se răzgândească, pentru că s-au deschis totuși multe secții, aproape 750. Unii pur și simplu nu mai trimit înapoi, plus că sunt multe plicuri care încă ajung. După alegerile din 2019, care au fost în noiembrie, chiar și în de Paște anul următor mai ajungeau plicuri. Trebuie să ținem cont că dacă vorbim de votul în străinătate, nu contează numai serviciile poștei naționale, dar mai ales serviciilor poștale străine, iar multe dintre ele au tot felul de probleme, inclusiv unele care poate nu ne-am așteptat, gen Marea Britanie, Germania și așa mai departe. Deci este foarte bine, cred că în primul rând, să realizeze o analiză a modului în care funcționează aceste servicii poștale. Iarăși numărul poate nu este foarte mare, poate părea mic, 35.000. Cred că în primul rând este un proces care durează și cred că nu trebuie să avem așteptări să crească foarte mult de pe un an pe altul. În plus, cred că există anumite limitări tehnologice, iar pentru a crește, zicem, peste 100.000 de voturi, implică cumpărarea de echipamente, în primul rând, pentru realizarea materialelor, pentru că în acest moment pachetele sunt făcute manual de angajații fabricii de timbre. Ultima chestiune și o să închei în curând. Care cred că sunt lecțiile învățate și ce ar trebui să se întâmple în Republica Moldova pentru a ieși mai bine ca în România?
Cred că, în primul rând, contează foarte mult consultările și discuțiile înainte de a aproba legea. Din păcate, în România legea a ieșit destul de prost în 2016 și a fost scârpită de mai multe ori. Iar pentru a evita astfel de neclarități, cred că ar fi foarte bine să, ca primul draft de lege să fie cât mai clar. Cred că instituțiile tehnice trebuie consultate. Din nou, cred că în România această consultare nu a fost foarte, foarte solidă și, din păcate, a fost mai degrabă o decizie politică. Și după cum bine știți, pentru că aceste metode pot avantaja sau dezavantaja anumiți candidați, obiectiv vorbind, sau competitori, poate anumite partide n-au neapărat interesul să iasă bine. Și cred că în cazul României a fost această situație. Iarăși, o discuție despre constituționalitate este foarte importantă. În România a existat un astfel de un atac la Curtea Constituțională, o solicitare pentru a stabili dacă este constituțională sau nu. Una dintre discuții fiind dacă este constituțional doar pentru românii din străinătate, Curtea Constituțională a stabilit că da, pentru că nu au aceleași condiții ca românii din țară. Iarăși este foarte important să vedem ce capacitate au instituțiile care implementează și nu este neapărat capacitatea intrinsecă pe care ele o știu, dar și modul în care o comunică public. Dacă mesajele care pornesc din partea acestor instituții nu sunt neapărat foarte, foarte convingătoare și nu creează încredere în proces, atunci este evident că nici alegătorii, care oricum suferă de lipsă de încredere în general în instituții, și cred că situația este similară cu Republica Moldova, parlamentul, partidele sunt cele mai cotate cu cele mai mici grade de încredere, atunci nu prea are cum să iasă. Și ultimele două chestiuni, trebuie să existe foarte multă transparență, trebuie să existe comunicare. Dacă ceva nu iese bine, alegătorii trebuie să știe. Statisticile sunt foarte importante. Cum a fost situația despre care vă povesteam din 2020, în care s-a acuzat, au existat acuzații că în practic a existat o fraudă și de aceea nu au ajuns înapoi plicurile. Cred că instituțiile care sunt implicate în proces trebuie să explice foarte bine de fapt care sunt cauzele și cred că în primele runde ar fi utile niște analize, poate niște scurte chestionare, să vadă de fapt ce vor alegătorii. De asemenea, ultimul punct la care vreau să mă refer este informarea eficientă, atât cu privire la ce înseamnă votul prin corespondență, înainte de introducere, plus ce înseamnă procesul în sine. De asemenea, au existat în ultimii ani, uitându-ne, multe probleme legate de anularea votului, din neînțelegere, din eroare, au rupt alegătorii diverse componente ale plicurilor și atunci cred că este foarte important să înțeleagă de fapt cum se folosește și ce trebuie să facă cu el. Și nu în ultimul rând, este un proces îndelungat, nu are cum să iasă bine din prima. În România acum se discută la extinderea în țară, dar probabil este un proces care va mai dura. Mulțumesc și dacă sunt orice fel de întrebări, stai să răspund. Mulțumesc mult și ție, Septimius, pentru această prezentare, care eu cred că pentru mulți din cei care ne urmăresc a fost una importantă, mai ales pentru cei care nu au avut exercițiu de vot prin corespondență în Republica Moldova, fiindcă știm foarte mulți cetățeni în Republica Moldova au și cetățenie română și au participat la exercițiu de vot, inclusiv prin vot prin corespondență. Sunt deja câteva întrebări adresate ție, Septimius. Eu zic să le pune de pentru partea de dezbateri. Acum vreau să trecem la panelul de comentatori și vreau să-l invit pe domnul Igor Munteanu, deputat în Parlament, pentru o intervenție. Domnul Munteanu, dacă sunteți pregătit, ați putea să interveniți? Dacă nu, atunci rog doamna Galina Sajin. Domnul Munteanu este cu noi. Domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc, domnul Groza, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Sunt onorat să particip la această dezbatere a oamenilor care știu foarte bine sistemul electoral că trebuie să se transforme. În Republica Moldova avem nevoie de creare de capacități pentru adoptarea votului alternativ și de dorit, evident, să evităm greșelile altora, încercând să învățăm din contextul regional și internațional care sunt soluțiile cele mai optime pentru Republica Moldova.
Am urmărit cu atenție și prezentarea lui Victor Guzun, colegul și prietenul meu, și în același timp vreau să vă felicit pentru această asiduitate cu care promovați modelul estonian în plenitudinea sa, însemnând și beneficii suplimentare pentru cetățeanul care, indiferent unde, prin ce continent se află, se simte atașat politic și emoțional de statul Republica Moldova și, în același timp, luând în considerație că anumite progrese tehnologice pe care le cunosc specialiștii din domeniu ar putea fi foarte ușor de asamblat pentru o soluție de nouă generație pentru, pentru transformarea posibilităților de vot a cetățenilor. Vreau doar să menționez că înțelegerile și înțelegerile noastre în Parlament, acea coaliție virtuală de deputați care și-ar dori să voteze pentru actualizarea și amendarea codului electoral în direcția votului alternativ, rămâne valabilă. Suntem deschiși. Am dorit ca imediat după acest eveniment de astăzi să avem ce discuta eventual și în acest grup a coaliției și într-un format care să includă și furnizorii de soluții tehnice. Dacă vă duceți aminte, ultima dată am convenit asupra creierii unor grupuri de lucru, astfel încât prin aceste grupuri de lucru, fiecare dintre cei interesați de avansarea subiectului să poată contribui pe dimensiunea amendamentelor la codul electoral, pe dimensiunea prototipului de care avem nevoie pentru a-l testa și a întări confidența cetățenilor și, evident, ultima dimensiune de asemenea importantă este grupul de lucru care ar putea să asigure cetățeanului că această revizuire a cadrului legal în direcția votului alternativ este acceptabilă. Republica Moldova nu este mai handicapată decât alte entități sau alte state și poate să aibă și resursele și soluțiile necesare pentru ca în următorul ciclu politic eventual să avem această avansare. Voi asista în continuare la discuțiile voastre. Am adresat o singură întrebare pe care domnul Iulian Groza a mutat-o spre încheierea conferinței, probabil. Vreau să știu dacă cu cât s-a mărit bugetul pentru cheltuieli electorale în România după introducerea votului alternativ. În condițiile Republicii Moldova, argumentele financiare economice de asemenea sunt importante. Trebuie să luăm în considerație și ca argument de retorică și de capacitatea bugetului de a-și asuma anumite riscuri. Dar cred că în contextul dezbaterilor mai largi, domnul Septimiu Pârvu ne va răspunde. Dar, general, felicit organizatorii acestui eveniment și reiterez dorința mea sinceră de a ajuta cetățenii Republicii Moldova să aibă niște opțiuni suplimentare la votul clasic, convențional, și în timpul apropiat, nu știu, luni, ani, să avem ce-i oferi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Munteanu. Septimius, dacă ai vrea să răspunzi întrebarea domnului Munteanu, poți să o faci acum. Bine, haideți că vă răspund acum, dacă tot am ridicat-o. Costurile diferă în primul rând de varianta pe care statul o adoptă, în sensul în care în anumite state, cum este și în România, există această variantă a votului, transmiterii trasabile, adică practic să știi unde este buletinul, ceea ce este foarte utilă în sensul în care practic dacă niște plicuri se blochează într-un aeroport, într-un hub de tranzit, practic poți să-ți dai seama ce s-a întâmplat cu ele. Există și variante mai ieftine în care pur și simplu trimiți plicurile și nu știu să vă dau exact acum niște cifre, pentru că, după cum ziceam, depinde foarte mult de fiecare țară și este o chestiune să trimiți din, nu știu, Moldova, Ungaria, așa, și este altceva să trimiți din Canada. Dar, în principiu, modul în care funcționează în România este se trimite printr-un sistem express care permite trasabilitatea. În momentul acesta, la întoarcere, nu există trasabilitate.
Deci dacă se pierde buletinul, practic nu afli, dar dacă nu este înregistrat, alegătorul este informat că nu a ajuns până joi. Adică dacă nu a ajuns până joi, nici nu mai contează. Tot ce ajunge după joi este anulat, practic. A costat în 2019, când s-au trimis 35.000 de buletine, cred că undeva pe la 6 milioane jumate de lei românești, ceea ce înseamnă doar trimiterile. Dar pe lângă toată această chestiune, mai sunt câteva investiții inițiale, aș zice. Trebuie să mai cumperi echipament, depinde ce echipamente are poșta, de exemplu, dacă se dorește tipărirea tuturor materialelor de către poștă, ceea ce în majoritatea cazurilor aceasta este instituția care furnizează serviciile, calculatoare, scanere, adică sunt foarte multe costuri care vin pe lângă. Plata celor care lucrează în birourile electorale depinde foarte mult. În România noi nu avem un cod electoral, din păcate, acum lucrăm la el. La fiecare alegeri la noi birourile electorale se formează un pic diferit. Deci poate mai puțin sau mai mulți membri, nu există neapărat niște reglementări foarte speciale pentru aceste birouri, sunt membrii normali, ca să zic așa, adică nu există un statut special de membru birou al secției de votare pentru vot prin corespondență. Dar să zicem undeva pe la 9-10-11 membri poți să ajungi cu plata personalului. Ce este foarte important și din păcate în România nu am ajuns să perfecționăm este plata corespunzătoare a acestor reprezentanți. În 2019, de exemplu, ne-am dat seama că mulți dintre ei pur și simplu nu s-au implicat pentru că li s-a părut că nu au fost plătiți suficient. Adică este o muncă mult mai lungă decât a celorlalți membri din secția de votare, pentru că practic încep de la începutul săptămânii. Plicurile vin mai multe ture, nu vin doar joi. Tu trebuie să te apuci să le scanezi. Deci, practic, este o activitate mai lungă. Și atunci, cred că pentru acești membri merită o investiție suplimentară în costuri. Dar, iarăși, depinde foarte mult. Am văzut o declarație a domnului președinte Miculețu, de la Autorității Electorale Permanente, care în 2019 spunea că un vot într-o secție de votare în străinătate, e adevărat că am avut peste 800, costă vreo 50 de euro și un vot prin corespondență vreo 25 de euro. Deci cam pe aici, dar după cum ziceam, e foarte fluid acest cost în funcție de țara cu care lucrează poșta. Sunt țări care nici măcar nu au servicii poștale, sunt puține, adevărat, unde trebuie să trimiți prin curier. Sunt tot felul de situații. Și ultimul comentariu, în România, de exemplu, statul plătește pentru toate plicurile care sunt trimise, după cum ziceam, cu acel autocolant în țară, dar dacă vrei să trimiți în străinătate, trimiți pe propria cheltuială sau te duci și lași plicul pur și simplu la reprezentanță. Mersi mult, Septimius. Cu siguranță vom mai dezbate și discuta și aspectele astea în câteva clipe, dar acum vreau să o invit pe doamna Sajin, dacă ați putea să veniți și noastră cu o reacție. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc organizatorilor, vă mulțumesc celor care au lucrat asupra studiului. E de o necesitate stringentă, astfel de studii sunt necesare, dar faptul că ați făcut-o destul de actualizat e și mai valoros pentru noi. Eu îmi reiterez deschiderea mea spre orice tip de implementare a votului alternativ, deci suntem deschiși să discutăm la acest capitol, mai ales că în ultimii ani se vede și din studiu tendința de creștere a prezenței la vot a cetățenilor noștri o spune sus și tare că este nevoie de acest vot alternativ. Personal, mă concentrez mai mult în direcția votului prin corespondență, ceea ce nu înseamnă că nu sunt deschisă să discutăm despre votul prin internet. De ce prin corespondență? Consider că
iată problema abordată de domnul Munteanu, costurile, cheltuielile pentru acest, ar veni mai treptat. Deci cheltuielile ar crește în mod treptat, pe când am impresia, nu sunt expert în domeniu, dar am impresia că pentru implementarea votului prin internet ar necesita o cheltuială una tantum mai mare. Eu sunt bucuroasă să văd că domnul Guzun neagă acest fapt și voiam să zic la acest capitol că poate este nevoie ca să discutăm, să aducem detalii mai multe, atât din partea Comisiei Electorale Centrale, cât și din partea e-guvernare, domnul Turcanu, să aducem detalii la referitor la starea actuală, nu știu, tehnic, capacitățile Moldovei, că dumneavoastră ați menționat, domnul Guzun, că am fi în stare. Dar totuși ar trebui cumva un studiu tehnic mai detaliat în acest sens ca să convingem toate părțile, nu pe mine, nu este nevoie să mă convingeți pe mine că eu sunt foarte deschisă, dar să-i convingem pe cei care spun că nu suntem gata și nu suntem dispuși acum să implementăm acest vot. Acum, referitor la votul prin corespondență, am zis că noi lucrăm deja de ceva timp, studiem cum ar putea face modificările, chiar dacă nu există voința politică. Și ferma mea convingere este că este nevoie doar de voință politică și când aducem în dezbatere cheltuielile sau cultura, nivelul de cultură electorală a cetățeanului, cred că astea sunt doar niște motive de a tergiversa acest proces. Dar dacă ar exista voință politică, noi trebuie să punem un început în acest sens, în implementarea votului alternativ. Și eu sunt ferm convinsă. Deci și în acest sens am început deja să contactăm și Autoritatea Electorală Permanentă a României, care s-a demonstrat destul de deschisă și știu că și Comisia Electorală Centrală a noastră colaborează cu ei în acest sens. În curând vom demara și o consultare publică cu cetățenii noștri din mai multe țări ca să le aflăm părerea lor și despre acest aspect. Suntem deschiși. Studiile dumneavoastră ne sunt de mare folos în acest sens și colaborarea cu organizațiile de felul de IPRE ne ajută foarte mult în acest sens. Deci, și de multe ori aud replici în sensul că se discută, dar nu se ajunge la un numitor comun. Eu cred că noi astăzi, toți aici prezenți, suntem de acord că este necesară implementarea votului alternativ. Dacă ne întoarcem câțiva ani în urmă, erau păreri mult mai opuse în acest sens. Deci, deja discuțiile acestea au dus la un numitor comun. Și eu mă bucur că ele există. Și cred că în următoarele legislatură neapărat vor fi votate modificările la codul electoral în vederea implementării acestui vot. Mulțumesc mult și felicitări organizatorilor încă o dată. Mersi mult, doamna Sașin. Și acum vreau să merg la domnul Țurcanu, Iurie Țurcanu, care este director Agenției e-Guvernare Republica Moldova. Fiindcă s-a abordat mai multe aspecte și în intervenția lui Victor, dar și în intervenția unor comentatori care au intervenit pe parcurs, subiectul securității, subiectul oportunității, infrastructurii IT din Republica Moldova. Domnul Iurie, acum vreau să vă rog pe dumneavoastră să interveniți cu o reacție și poate ați vrea să punctați câteva elemente din care țin de existență sau de infrastructură existentă la moment în ce privește sistemul de vot alternativ. În cazul ăsta, sigur că vorbim despre votul prin internet. Vă rog, domnul Țurcan. Vă mulțumesc frumos, distinși colegi, bună ziua! Cu o deosebită satisfacție salutăm această apariție, acest studiu, acest raport și felicităm echipa pentru ceea ce a reușit să realizeze. Este o sinteză
a lucrurilor importante și principal necesare pentru a implementa aceste două modalități de vot. Noi am susținut de mult, chiar de prin 2012, atunci când am diversificat într-atât încât am diversificat identitatea electronică într-atât încât să fie accesibilă pentru majoritatea cetățenilor, pentru cetățenii de rând, când am lansat semnătura mobilă, urmând exemplul Estoniei și în acel caz, am susținut că avem premize pentru implementarea votului prin internet. Ca să facem o distincție clară, deci votul electronic, noi îl considerăm acel vot care este la secțiile de votare, dar utilizând mijloace electronice, cu scanare, cu automatizări, votul prin internet este exact acel vot pe care este descris în acest studiu, votul care permite celor mulți de peste hotare să acceseze sau să voteze de la distanță prin internet. Am susținut atunci, dar iată că acest studiu reconfirmă, de fapt, încă o dată în plus, că avem ingredientele necesare pentru a implementa acest vot, cu excepția unora care ar putea, și anume de asta ne-am convocat și astăzi, dar și într-o serie de alte întâlniri, ca să identificăm cum am putea să la constelația asta de circumstanțe, să mai adăugăm acea circumstanță politic favorabilă care va permite implementarea acestor modalități de vot. Vorbim despre identitatea electronică în acest studiu ca un pilon esențial pentru identificarea votanților, pentru identificarea persoanelor. Îl are Estonia, îl are și Republica Moldova. Este adevărat că în Republica Moldova este subdezvoltat acest mecanism de identitate electronică. Mulți ani la rând, cu părere de rău, identitatea electronică a constituit, de fapt, un element mai mult comercial decât unul strategic. Nu a fost privit ca unul strategic care ar descătușa statul și ar oferi cetățenilor posibilități de tranzacționare online, de interacțiune de la distanță, așa cum s-a făcut în Estonia. Însă, cu mai multe autorități ale statului și cu sprijinul inclusiv a deputaților care au o altă gândire, o altă viziune, deci reușim să diversificăm aceste instrumente. Dacă vorbim acum în cifre absolute, este de fapt o situație incomparabilă cu ceea ce avem în Estonia, dacă, mă rog, noi avem în total astăzi în jur de 120.000 de semnături electronice, așa cum le numim noi mai simplu, ceea ce este foarte, un număr foarte mic la numărul pe care, de fapt, am avea noi nevoie ca să implementăm votul electronic. Însă, într-un timp scurt, am putea să ridicăm acest număr prin utilizarea tehnologiilor pe care astăzi Estonia le-a pus în practic, tehnologii de identificare care nu cedează, ele nu sunt mai puțin sigure decât tehnologiile pe care noi le cunoaștem, cu buletine electronice, cu chip, cu semnătura mobilă. Vorbesc despre Smart ID-ul estonian, care permite de la distanță să-ți încarci o aplicație și prin anumite interacțiuni să-ți generezi cheile pentru o semnătură electronică și te poți identifica la distanță. Avem și un prototip în acest sens. Domnul ambasador Guzun a punctat acest lucru. Reiterăm că împreună cu mai multe autorități ale statului o să ne străduim într-un timp record să-l implementăm în practică și să-l scalăm la scară națională și ulterior să-l scalăm să fie accesibil pentru toate persoanele, inclusiv de peste hotare. Avem o listă electronică, deci listele electorale se formează și ele în format electronic, tot avem o paralelă bună cu Estonia și lucrul ăsta se datorează faptului că putem, din registrul populației, luând lista de bază, să o contrapunem cu datele care vin din diferite alte surse administrative și lucrul ăsta îl facem la fel cum Estonia a implementat X-Road, noi avem o platformă de schimb de date M-Connect, care este implementat pe principii identice acelei estoniene,
utilizăm alte tehnologii, puțin alte principii, însă își face lucrul ei exact așa cum ne l-am dorit noi și cum am avea noi nevoie, inclusiv în acest serviciu de vot electronic. Ar mai fi și alte paralele de făcut, însă ceea ce ne lipsește cu desăvârșire este acele inserții sau acele permisiuni în cadrul legislativ care permite mai multe alternative de vot. Astăzi suntem închistați la o singură opțiune, pe când în Estonia vedem că oamenii au 7 opțiuni de vot și inclusiv cu o durată extinsă astfel încât fiecare să-și poată să-și exprime doleanțele sale. Deci, încă o similitudine, dar de data asta principală, strategică, importantă, este și acele principii pe care Estonia le-a pus în votul electronic sau votul prin internet, cum ar fi mai corect să-l numim, și acel concept de vot prin internet pe care noi îl pregătim acum în cadrul acestui grup de lucru pe care distinșii noștri colegi deputați l-au instituit pe platformă civilă. Și aceste principii garantează și secretul votului, și confidențialitatea votului, și independența votului, utilizând acest mecanism cu două plicuri, care este de fapt și la baza votului prin poștă electronic. Apreciem în mod deosebit și prezentarea în acest raport, în acest studiu, a unor lecții învățate, fiindcă asta am făcut întotdeauna. Nu am încercat să ne uităm doar la succesele unor state și îndeosebi Estonia, dar să înțelegem care au fost și acele greble pe care au călcat și care au fost, de fapt, lecțiile negative învățate și cum au reacționat ei. În mod deosebit ne preocupă securitatea cibernetică și securitatea acestei platforme, având în vedere contextul și geopolitic și în care noi ne aflăm, dar eu cred că lucrurile astea nu sunt acele obstacole sau acele lucruri care nu sunt soluționabile în ziua de astăzi și ar trebui să ne facă să renunțăm la votul prin internet. Noi și eu și colegii mei am aici încă un coleg, domnul Arthur Eboi, arhitect sisteme informaționale, care este autorul multor sisteme guvernamentale. Suntem foarte deciși să fim partea acestei echipe și să fim partea acestui proces de democratizare tehnologică, dacă doriți, a societății și să punem umărul la implementarea acestui sistem de vot prin internet, odată ce noi cu dumneavoastră împreună o să convingem politicienii că votul prin internet nu cedează, nu este absolut deloc mai inferior ca votul tradițional. Mulțumesc foarte mult, dragă Iurie, mai ales că deja noi avem, fiecare de noi are o cancelare, se numește M-Cabinet, pe care au implementat și cumva arată că putem să integrăm date în așa fel ca ele să fie posibil pentru a fi create cele condiții pentru a digitaliza și mai mult procesele de luare deciziilor și inclusiv și electorale în Republica Moldova. Absolut. Și acum vreau să invit pe domnul Iurie Cecan, ex-președinte a Comisiei Electorale Centrale, expert electoral. Eu mi-aduc aminte în anul 2016-2017 am fost parte într-un exercițiu de fezabilitate votului prin internet și țineam minte că aveam și un plan de lucru elaborat de către Comisia Electorală Centrală, exau, și anumite inițiative legislative deja propuse atunci. Acum că nu sunteți partea Comisiei Electorale Centrale, ați văzut și știți foarte multe din experiențele sistemul de vot prin internet, sistemul de vot prin corespondență. Domnul Ciocan, vreau să venim dumneavoastră să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere și să veniți cu anumite reacții. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și, desigur, trebuie să mulțumim experților pentru munca depusă și dumneavoastră, domnul Groză, pentru solicitarea acestui studiu. Nu este primul și, din păcate, cred eu că nu este și ultimul studiu în acest domeniu. Periodic, cu durată de un interval de câțiva ani, asemenea studii apar și probabil vor apărea. Eu propun să facem un zoom out
acum de la această problemă și să revenim de la problemele micro care le discutăm noi acum. Deci noi discutăm chestiuni de procedură, cu ce se face așa, se pune într-un plic, se împachetează, se transmite, se tabulează. Lucrurile acestea, ele sunt foarte importante pentru cetățeni, pentru că dau credibilitate, dar la un moment dat în care există deja o decizie la nivel macro, cu uite, noi am selectat o cale care trebuie să o parcurgem, să mergem. Nu știu câți dintre noi, cei care astăzi suntem aici pe ecran, care îi văd eu și cei care ne privesc live, au prins firul spus de domnul președinte Cimin la începutul acestei discuții. Comisia Electorală Centrală intenționează să testeze proceduri de vot prin alternativă în următoarele alegeri în primăvara acestui an, alegeri locale noi. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna că încearcă colegii de la Comisia Electorală Centrală pe risc propriu să-și asume o responsabilitate, necătând la faptul că nu au competență tranșant legală scrisă, uite, aveți voie să faceți acest lucru, pentru că votul necesită și o acoperire juridică, ca să aibă o putere juridică acest vot. Deci testul, noi înțelegem, nu duce la o putere juridică, dar totuși necesită resurse bugetare, necesită efort de resurse umane și dacă apare ulterior Curtea de Conturi să întrebe voi de ce ați făcut acest lucru, Comisia Electorală Centrală are nevoie de acoperire. Doamnă Sajun, domnul Munteanu, vă rog foarte mult, faceți un proiect de hotărâre de Parlament la solicitarea cecului, că asta a zis domnul președinte, că transmite o solicitare prin care să le dați acoperire juridică colegilor să poată facă aceste testări. Este un proiect de hotărâre prin care se împuternicește Comisia Electorală Centrală măsură resurselor bugetare și forțelor disponibile să implementeze aceste demult ne-o mișca înainte, după aceste testări. Pentru că dacă vrei să te înveți să mergi pe bicicletă, trebuie să te urci pe bicicletă. Altfel, noi stăm teoretic și o să vorbim că am văzut undeva un urs într-un circ care mergea pe bicicletă. Dar domnul Victor Guzon, iartă-mă Victor de aceasta, a văzut urșii care merg pe bicicletă și știe exact cum merg ei. Dar noi trebuie să ne urcăm noi pe bicicletă, de altfel noi nu o să putem să mergem. Noi să știm cum merg alții, noi să știm ce fac alții. Dar vă rog foarte mult, stimați deputați, susțineți în acest caz Comisia Electorală Centrală printr-un simplu proiect de hotărâre de Parlament. O simplă majoritate, 51 de voturi, hotărâre. Legea 100, articolul 12, alineatul 3. Hotărâri care nu necesită aprobarea unei legi, prin care se împuternicește Comisia Electorală Centrală în limita bugetului disponibil și în limita resurselor umane disponibile să facă acest test. Și să vedeți că lucrurile o să miște. Tot ce ziceți dumneavoastră astăzi este foarte important, dar în mare parte noi, cei care mai mult ori mai puțin suntem implicați în procesele electorale, le știm. Important este să începem a face praș practici. Să implementăm, să terminăm odată cu vorba și cu partea teoretică acestei probleme, dar să mergem cu partea practică. Pentru că deja volumul de informații teoretică ori de analiză este suficient, masa critică de analiză s-a acumulat. S-a acumulat, noi nu mai putem sta și filozofa analiza în continuare. Noi cunoaștem foarte bine cum este, nu doar în Estonia, dar cunoaștem foarte bine cum este în Austria, în Estonia, apropo, știți că, pe exemplu, Austria a fost unul foarte, foarte interesant și domnul Robert Krimer, care a fost președintele Asociației Studenților din Viena, care primul, încă, dacă nu greșesc eu, pe 2003-2004, a lansat alegerile electronice în Austria. Acum muncește la Universitatea Tehnologică din Tallinn. Este un vechi prieten al Moldovei, apropo, și un bun cunoscător a domeniului. Deci noi putem să ne mișcăm deja înainte. Masa critică de cunoștință în acest domeniu este. Noi avem nevoie de experiență practică. Noi avem nevoie să mergem înainte să testăm una, două, trei, patru mecanisme, să votăm în două zile, să încercăm să dăm un plic prin poștă, să vedem cum merge și cu efortul societății civile și ulterior, sigur, și cu efortul organului și cu suportul organului legislativ, să ajustăm toate elementele lipsă în așa mod ca să putem să aplicăm deja cu putere juridică aceste testări. Deci așa am făcut noi la timpul nostru în 2008, atunci când s-a aprobat legea 101 cu privire la sistemul informațional automatizat de stat alegeri. Dacă nu era acea lege, și aici eu am să deschid un secret care nu mai este secret, acel proiect de lege a fost elaborat la CEC, pe masa la care muncește astăzi domnul președinte Cimil, acolo a fost scris acel proiect de lege.
și dus la Parlament și rugați deputații să-l promoveze. Că dacă nu era acel proiect de lege, astăzi nu aveam nici registrul electronic al alegătorilor, nici certificarea faptului participării la votare, nici livrarea rezultatelor alegerilor în 2 ore de după alegeri. Și tot așa, și tot așa. Multe lucruri care ele sunt tehnice, care noi deja le-am primit ca ceva evident și ca ceva ce nu mai poate fi altfel. Și ne mirăm cum din România se livrează rezultatele alegerilor o săptămână, 10 zile, pe când noi mergem la culcare în noaptea alegerilor, știind deja rezultatul final al alegerilor, cu o certitudine de 99%. Deci eu propun să mergem cu pași fermi înainte. Dați-le suport juridic colegilor de la CEC să poată să facă această testare în 16 mai. E vorba de o simplă hotărâre a Parlamentului. Nu este nevoie nici de resurse bugetare, nici de eforturi. În rest, domnul Groza, eu cer scuze, poate mai puțin m-am referit la studiu. Studiul este unul foarte, foarte detaliat. Într-adevăr, colegii au depus un efort important de a acumula practica, de a ne arăta și de a ne umple cu această masă critică de cunoștință teoretice necesare ca noi totuși să începem a merge, să începem a ne mișca înainte. Și acest fapt sigur că trebuie apreciat. Mulțumesc încă o dată colegilor și mulțumesc domnul Groza pentru posibilitatea de a vorbi. Mersi mult, domnul Iurie Ciocan, pentru intervenție și pentru îndemnul adresat inclusiv și onorabilor membri ai Parlamentului. Într-adevăr, și scopul nostru a fost să încercăm să alimentăm spațiul public, discursul public, cu cât mai multe evidențe, cât mai multe informații care să ne permită nouă tuturor, dar în special decidenților, să ia decizii pentru a începe procesul de implementare a soluțiilor alternative de exprimare a votului, despre care se discută foarte mult timp în Republica Moldova, despre există foarte multe sperietori, există foarte multe de discuții de ce ceva nu este posibil de făcut și noi credem că e nevoie deja de discutat de ce ar trebui de făcut, ce condiții trebuie asigurate pentru ca cetățenii noștri care vor să voteze să aibă această posibilitate oriunde nu ar fi ei și să fie siguri că votul exercitat este unul sigur, integru și într-adevăr contează. Mersi mult, domnul Ciocan, pentru acest input. Avem un moment unical, dați-vă încă 30 de secunde. Există o instituție publică a statului responsabilă de organizarea alegerilor, Comisia Electorală Centrală, care e gata să-și asume această responsabilitate. Fapt declarat public de către președintele instituției. Ce noi ar trebui să neglijăm acest lucru și spunem că hai bălăciți-vă în continuare, mai faceți vă 2 studii, cum am auzit recent, că hai să mai facem încă 2 studii. Nu este nevoie, masa critică s-a acumulat. Este dorința de a ne mișca înainte. Trebuie doar un suport. Nu mai mult. Bani nu sunt nevoie și oameni suplimentari nu sunt nevoie. Trebuie doar o acoperire juridică pentru acțiunile colegilor. Mersi mult, domnul Ciocan, pentru această precizare. Am slăvit pe domnul Muntean, care vrea să facă o intervenție rapidă, după care am să merg la domnul Cimil. Dumnealui tot ar vrea să vină cu anumite reacții în rezultatul prezentării studiilor și discuțiilor care au fost prezentate aici și deja mergem la panel pentru dezbatere. Foarte pe scurt. În primul rând, eu salut fermitatea domnului Ciocan, pentru că exact asta o lipsită anii trecuți. Dacă vă duceți să vin de prima noastră discuție din anul 2020, se opresc la faptul că avem nevoie de un sistem prototip care să demonstreze, care poate fi demonstrat cu toate beneficiile votului la distanță. Și atunci, sigur că până atunci și la ultima noastră discuție din luna ianuarie sau februarie, Nu am avut declarația pe care domnul Cimil a făcut-o astăzi, că Comisia Electorală Centrală se simte capabilă acum să testeze ceva. Odată ce avem acest semnal, sigur că eu cu cea mai mare plăcere și alți deputați, doamna Sajun sau altcineva, suntem dispuși să promovăm această dispoziție prin hotărâre, să găsim textul adecvat, pentru că noi nu aveam până acum această asigurare din partea Comisiei Electorale Centrale că are ce testa. Dar odată ce suntem în această etapă, putem să ne mobilizăm, să creăm un angajament public pentru această inițiativă și să convingem și alți deputați că asta este singura cale și nu trebuie să pierdem timpul pentru deliberări abstracte. Dar, în același timp, trebuie să spun că acest studiu prezentat astăzi de către IPRE și experții noștri din Estonia este extrem de important. Mai există un anumit număr de deputați care atunci când încercăm să înregistrăm comisia,
spuneau, dar mai avem nevoie de niște studii. Adică toată lumea trebuie să primească ceea ce așteaptă. Ezitanțe să primească asigurări că avem toate soluțiile, Comisia Electorală Centrală trebuie să primească autorizarea politică de a face această testare, iar experții care au experiență extraordinar de importantă să se alinieze la următoarele etape în care va fi nevoie de competența lor. La amendarea codului electoral, la extinderea sistemului prototipului spre un sistem care să funcționeze fără niciun fel de carențe și trei, campanie publică, de care vom avea foarte mare nevoie pentru ca publicul să fie asigurat că îi dorim binele și îi respectăm alegerile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Teanu. Domnul Dorin Cimil, vă rog. Da, vă mulțumesc pentru înțelegerea celor invocate de către mine și mesajul care a fost transmis către societatea civilă și către toți decidenții. Cu părere de rău, nu am avut o așa deschidere și înțelegere la conferința post-electorală, unde am și lansat prima idee în acest sens, dar am beneficiat de ocazia de a spune acest lucru în cadrul lansării studiului respectiv și vom veni și cu un proiect de hotărâre a Parlamentului în sensul dat. Colegul Iuri Cecan deja a menționat reperele juridice ale hotărârii de guvern asupra care în prezent medităm și o perfectăm. Și vreau să menționez că perioada electorală pentru alegerile locale noi începe cu data de 4 martie, de aceea până la acea dată deja urmează să prefigurăm tabloul juridic al alegerilor pentru a marca și o claritate și o previzibilitate și o, deci o cale pentru alegerile respective. Sunt convins că ne va reuși dacă vom conjuga eforturile comune și vom crea deci tabloul informațional, tabloul de transparență, tabloul de deci, comunicare, ce este foarte important în zona deci, democrației și în special în zona electorală. Și acest proiect, deci, de, proiect de implementare a unor metode alternative cred că ne va reuși dacă vom respecta cu siguranță toate regulile juridice, subliniez juridice, și vom, ne vom asigura și cu hotărâri de Parlament care ne va crea bază legală în acest sens. Modelul astfel a fost inspirat și nu este secret de la colegii din România cu care am făcut schimb de informații, schimb de experiență și care ne-au și sugerat posibile acțiuni de acoperire juridică. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Cimil, și eu mă bucur că cumva încercăm să creăm această punte și o comunicare cât mai constructivă și eficientă cu participarea decidenților, reprezentanților autorităților locale și comunității de experți. Victor, te rog. Victor Guzun. Da, câteva elemente. Vă mulțumesc mult. În primul rând, referitor la Smart ID. Și cât timp ar dura chestia asta? În Ucraina, timp de un an de zile, s-a dezvoltat aplicația DIA, Derjava IA, și acum 3 săptămâni urmă, deputații din Rada Supremă au votat deja pozitiv ca pașaportul este ucrainean să fie introdus în aplicație propriu-zis, ce deschide, de fapt, drumul spre votarea prin internet lejer. Referitor la costuri, depinde cum privim sistemul. Pentru că dacă luăm sistemul elvețian, domnul Ciocan știe foarte bine, acolo sunt câteva sisteme, nu doar unul. Și dacă facem doar sistemul pentru vot prin internet, atunci sunt unele costuri. Dar dacă noi facem sistemul de vot bazându-ne pe infrastructura care deja există și tot acest proces de digitalizare, e-transformare a Republicii Moldova, atunci prețurile, scuzați, ele sunt foarte mici. Încă o dată, deci în Estonia, dacă să luăm, să calculăm toate costurile aferente dezvoltării, probabil ne ridicăm la câteva sute de mii de euro și aici noi ne referim la ceea ce a spus domnul Balmoș, care conduce departamentul IT a CEC-ului. Cu 10.000 de scrii chiar aici în chat, domnul Balmoș, și eu sunt de acord cu dumnealui, cu 10.000 de voturi prin poștă, noi putem să dezvoltăm soluția tehnică pentru vot prin internet. Și noi asta repetăm. Deci, încă o dată, sistemul de vot prin internet în Estonia este doar unul din mii de soluții. Și infrastructura Conex care există, aici de fapt am vrut să ajung, și mulțumesc domnului Turcanu, care iarăși tot aici în chat menționează că, de fapt, datele personale
pentru un vot ipotetic electronic nu diferă de niciun fel de alt serviciu ipotetic de guvernare electronică. Există același sistem de lege, pentru că odată ce ai pus semnătura digitală, care este omologată cu semnătura olografică de mână, atunci toate întrebările au dispărut. Deci costurile sunt minime, deci costurile sunt, nici nu știu cum să zic, deci nici măcar nici nu ne întrebăm de costuri. Pentru că până la urmă, aici este vorba de 98% de decizie și de implementare și 2% de tehnologie și costuri în cazul votului pe internet. Dacă... Și mai ales dacă se ia în vedere necesitățile de a folosi o anumită aplicație și dacă într-adevăr ea este necesară, cum să zic, sau este la modă, cum să zic. Acum, mercent, toată lumea se conectează pe Clubhouse, deși nimeni nu știa ce înseamnă asta săptămâna trecută și începe a folosi această aplicație, deși nu știau cum să folosească. Așa și aici, 110.000 de semnături electronice pot se transforme într-un milion de semnături electronice atunci când vreau să dați servicii, cât mai multe servicii electronice publice unde am putea să folosim semnătura electronică. Dacă îmi permiți, ele sunt interdependente, pentru că noi dacă dezvoltăm sistemele de e-transformare și soluțiile de e-guvernare, atunci noi creștem rata potențială de participare la alegeri și viceversa. Dacă oamenii vor vedea că ele sunt folosite, și asta de fapt este exemplul Estoniei, atunci ele, de fapt, aceste persoane vor folosi aceste sisteme de guvernare electronică. E ca și un telefon modern, pentru că tehnologia se dezvoltă. Acesta nu mai este un telefon deja. Acesta este și aparat foto, poți să vezi filme aici, poți să discuți cu oricare persoană din oricare lume, el de mult nu mai este un telefon. Tehnologia de mult nu mai stau pe loc și acest lucru este inevitabil că noi trebuie într-o zi să votăm electronic. De ce așteptăm? Nu înțeleg. De ce așteptăm? Poate ar putea să intervină ceilalți colegi, inclusiv avem aici conectat și colegi din tehnicieni, Comisia Electorală Centrală, domnul Țurcan, cu experiență mai mare. Alții, dacă ați dori să interveniți, să discutăm inclusiv aspectul ăsta legat de riscuri, chestiuni legate de frici care mai există sau au existat și într-un fel stăvelesc procesul de începe chiar a testării soluțiilor alternative de vot. Doamna Sajan, ați ridicat mâna, vă rog. Încep de la urmă, că domnul Guzun a spus ce așteptăm. Eu afirm deja nu în prima conferință că voința politică este esențială și ca să înțelegeți cum votăm la inițiativa domnului Munteanu de a vota un grup de lucru parlamentar, nici chiar acesta n-a fost votat. Deci, insist că voința politică, cum spuneți, este referitor la datele cu caracter personal. Am avut niște întrebări la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în privința acordării oamenilor noștri de peste hotare anumitor certificate. Și ei îndată mi-au invocat că este imposibil peste hotare să operez cu datele de caracter personal. De aici vine întrebarea mea către specialiști. Ce modificări sunt necesare în legislația noastră la acest capitol? Dacă unde este piedica? De ce mi se invocă acest motiv? Că nu putem elibera un certificat într-un consulat din cauza că nu permite legea și așa mai departe. Dar pe parcurs domnul Țurcanu mi-a mai explicat niște aspecte după care am avut o claritate. De asta și vine dubiul meu de datele cu caracter personal. Dar dacă avem asigurările specialiștilor, rămân la același nivel. Voința politică este necesară. Mersi, doamna Sajan. Domnul Ciocan, rog. După care Septimius, care vrea să intervină. Mulțumesc mult, nu mai mult de 10 secunde. Doamna Sajan, vă mai ofer un secret mare. Dați un proiect de lege prin care să interzică statului să ceară informații de la cetățean care el deja le are. Vorbea Victor despre asta anterior. Și atât, că noi, marea majoritate a certificatelor care le eliberează statul, este pentru alte instituții ale statului. Cer scuze. Deci status nu mai ceară. Iar că spunea Victor despre asta, e un pas crucial. Să vedeți cum se vor mișca altfel lucruri. Mersi.
Mersi, Iurie. Septimius, după care Iurie Țurcan. Septimius. Da, am mai multe comentarii. O să încep cu ultima chestiune, acea legată de date personale. Nu sunt neapărat un specialist în sensul juridic, să înțeleg toate subtilitățile, dar cred că ce este foarte important este în primul rând ca oamenii, alegătorii care se înscriu, să aibă siguranța că datele lor ajung unde trebuie. Dacă se folosește o platformă, cum este, de exemplu, Vot Străinătate, există o procedură foarte clară și orice alegător să înțeleagă în orice moment unde se stochează datele respective, ce se întâmplă cu ele, pentru ce sunt folosite. Pentru că la noi a existat îngrijorări și cred că există această problemă comună și cu diaspora din Republica Moldova, care, mă rog, parțial e comună, că datele o să fie folosite la ANAF, la serviciu fiscal sau ajung... Pentru că știm foarte bine că sunt alegători care nu-și declară locul unde se află. Ceea ce e o problemă, e o problemă politică aici, în primul rând, cred, trecând pe lângă partea electorală, cred că aici intrăm într-o discuție mult mai largă. Dar cred că acești oameni trebuie să înțeleagă foarte bine ce se va întâmpla cu datele lor. Pentru că în România a existat această reticență de a se înscrie pentru votul prin corespondență și asta probabil este unul dintre motivele pentru care nu a ajuns probabil la potențialul întreg. Pentru că cred că nu au înțeles procesul de la un cap la celălalt și cum se vor folosi aceste date. Țin minte că, cred că în 2019, autoritatea electorală chiar a trebuit să iasă cu niște declarații că nu, datele respective nu vor ajunge la autoritățile fiscale. A doua chestiune legată de testare, mă bucur foarte mult că există această oportunitate. Aș exprima, nu știu, o întrebare, o îngrijorare, nici nu știu cum să-i zic, având în vedere timpul foarte scurt, care este, înțeleg că până mai ar fi aceste teste, probabil până în dumneavoastră mai aveți vreo o săptămână, două, să puneți la cale cadrul legislativ. Întrebarea este în ce măsură alegătorii respectivi chiar vor înțelege procesul și dacă vă gândiți, de fapt chiar este o întrebare pentru domnul Cimil, dacă se poate puteți să răspundeți, în ce măsură vă gândiți ca rezultatele chiar să fie contabilizate sau să fie doar un test, întrucât ar putea fi o, cred că este un motiv de sau este un semn de întrebare în ce măsură în câteva luni alegătorii ar putea înțelege de fapt cum se implementează un astfel de sistem. În România exista cam un an între perioada de aprobare a legii și implementare. Știm și Codul Bunelor Practici ne spune că e bine totuși să existe o perioadă de la implementarea legii până la alegeri. Și aș vrea să vă întreb cum vă gândiți la această implementare, dacă puteți să răspundeți în acest moment sau... E foarte complicat să înțeleg gradul de percepere a implementării metodelor alternative de vot pentru două locuri test pe care le-am numit, dar trebuie să încercăm să mobilizăm toate resursele existente, să avem contact chiar fizic cu persoanele alegătorii din comunele respective și să încercăm a întreprinde toate măsurile ce stau în putere pentru a explica oportunitățile metodelor alternative. Cred că o mai bună ocazie sau o altă ocazie viitoare pentru a testa în două localități cu un număr redus de alegători aceste mecanisme noi, nu cred că va fi în viitorul apropiat. Iar pentru mandatul comisiei, mandatul care expiră în luna, deci iunie anul curent, cred că va fi și un test foarte bun și o notă foarte pozitivă de terminare a mandatului. Cred eu că se va reuși. Mersi mult, domnul președinte Cimil. Vreau să-l văd aici pe domnul Duță Daniel, care reprezintă autoritatea electorală permanentă din România și dumneavoastră va interveni. Dar întâi vreau să-l rog pe Iurie Țurcanu să vină cu reacție. Te rog, Iurie. Mulțumesc frumos. Două lucruri am vrut să punctez. Referitor la datele personale, deci autoritatea responsabilă de datele personale în țara noastră de multe ori și-a schimbat opinia. Noi am avut un dialog dificil în prima perioadă atunci când implementam servicii electronice și ni se invoca că datele personale nu pot fi prelucrate fără consimțământul expres al subiectului datelor personale, ca ulterior să avem de fapt o explicație, una mai plauzibilă, că atunci când există un interes public sau atunci când o autoritate este investit cu niște atribuții legale care
prescriu, de fapt, în îndeplinirea acestor atribuții, utilizarea datelor personale, atunci articolul 5.5 din legea 133 scutește necesitatea prezentării consimțământului subiectului la datele, privind datele personale. Și lucrul ăsta este aplicabil în formarea listelor electorale și în multe, multe alte cazuri. Dacă se vorbește să invocă schimbul de date transfrontalier, atunci aici nu este cazul, fiindcă chiar dacă cetățenii noștri sunt peste hotare, de fapt schimbul de date are loc doar între subiecții acestei țări și nu, și nu altfel. Ce ține de reutilizarea datelor, fiindcă domnul Iurie Ciocan a menționat un principiu pe care noi l-am promovat de mai multe ori, dar cu părere de rău trebuie să constat și astăzi că, de fapt, facem un pas înainte și dacă facem doar un pas înapoi, încă e bine, dar de multe ori facem doi pași înapoi. Principiul ăsta de reutilizare a datelor este stipulat și în legea 142 privind schimbul de date și interoperabilitate. Acolo se spune că dacă statul îți creează condiții să colectezi date și, deci a colectat aceste date, nu mai trebuie aceste date să fie solicitate de către o altă autoritate, ci să fie consumate prin intermediul acestei platforme. Însă astăzi avem câteva instituții importante care insistă să revenim la hârtie. De ce? Și fără ca să avem schimbul de date. De ce? De atâta că avem circa 6.000 de oameni care nu au IDNP și au solicitat ca să fie cumva procesați într-un mod separat și lucrul ăsta este de fapt un blocaj pentru toți restul, ceilalți aproape 3 milioane, din cauza unei situații care, dacă veți analiza, atent situația, nu există nici în altă țară o situație similară. Deci Ministerul de Interne, cei care sunt responsabili de documentarea populației și instituția publică, Agenția Servicii Publice, au înaintat o solicitare către Cancelarea de Stat să ne clarificăm ca cumva să revenim la registrul populației ținut și pe în formă de hârtie, întrucât iată, avem așa gen, așa fel de excepții. Evident că cu astfel de abordări nu o să putem să vorbim despre automatizare, despre schimb de date, despre formare automatizată a listelor și alte lucruri. Deci va trebui să tragem o dată linie sub această problematică și să mergem înainte cum au făcut multe alte țări. Mersi, Iurie, pentru această precizare, mi se pare foarte importantă. Vreau acum să-l invit pe domnul Duță Daniel de la Autoritatea Electorală Permanentă de România. Vă rog. Bună ziua, salut vechi și noi, colegi și prieteni. V-am urmărit cu atenție de la început și la cealaltă prezentare a proiectului. Vă felicit încă o dată. Este bine să existe asemenea studii. De altă parte, cred că cel mai bine a sintetizat toată povestea asta domnul Iurie Ciocan. Și până la urmă este într-adevăr, atunci când noi tehnicienii ni se dă o temă, cum anume o ducem la capăt, lucrul ăsta ne interesează. O parte din ce vreau să fac anumite comentarii a răspuns domnul Țurcanu. Și în România există oarecare teamă, deoarece legislația privind datele cu caracter personal este una destul de clar reglementată și foarte amănunțit și numai că s-a văzut treabă că nu a fost o problemă din punctul ăsta de vedere. În lege avem reglementat faptul că atunci când e vorba de interesul public major al statului, există anumite excepții și aici este un caz. Am mai avut în documentele semnate cu poșta română făcute anumite precizări ca să putem reglementa foarte clar toate aspectele legate și atunci nu am avut probleme. În ce privește registrul și prelucrarea datelor, nu este, cred că, absolut nicio problemă pentru că colegii au motive de mândrie pentru că au un registru care este inclusiv, ar primit ISO în domeniul registru. Și asta certifică calitatea actelor care se întâmplă și a operațiunilor în registru.
Deci din punctul ăsta de vedere nu văd nicio problemă. Ce vreau să spun este că practic noi am avut o, dacă am făcut ceva bine, logica a pornit totdeauna de la proiecte pilot. Am învățat de la persoanele care au venit în spațiu public, de la societatea civilă. Septimiu știe că în general am încercat să preluăm orice propunere care e fundamentată. De asta și țineam foarte mult să vedem și aspectele negative, pentru că ele sunt în sine o lecție și ne învață ce trebuie să facem să ne ferim de lucrurile negative. Iar în 2011, când am creat sistemul de monitorizare a prezenței la vot și eliminarea fraudelor, țin minte că am avut aceeași probleme legată de legitimizarea procesului tehnic, astfel încât să avem acoperire juridică. Și am găsit o soluție oarecum intermediară, în sensul că am încadrat-o la început ca un soi de cercetare. Adică, practic, trebuia să desfășoare un proces care să certifice operațiunile fără să influențeze procesul de vot clasic. Există mai multe soluții, dar în sine orice încercare, că ea se desfășoară într-un proces electoral sau, cum se întâmplă, am văzut, de exemplu, în anumite țări în America Latină, experimentează cu minorii, cu copiii, în joacă, diferite sisteme de vot electronic, clasic și așa mai departe. Cert este că s-a punctat foarte bine faptul că factorul politic este determinant și este normal să fie așa, dar în același timp trebuie să se acorde tot sprijinul și toată, tot meritul în povestea asta autorității electorale din Moldova, care este cunoscută, care are specialiști și a avut de-a lungul timpului niște specialiști recunoscuți în lume, și nu o spun asta pentru că suntem colegi de mult timp, ci absolut toți colegii de acolo și-au dovedit calitățile de-a lungul timpului, sunt recunoscuți în diferite domenii, sunt acreditați în cursuri internaționale ca formatori și așa mai departe. Ce trebuie, după mine, este că trebuie avută încredere ca să poată să-ți desfășoare liniștiți și cred că nici măcar dacă se probează, să zicem, un sistem, nici măcar nu se pune problema de informare în sine, pentru că ea vine, e un proces de învățare și al nostru și al alegătorilor în timp. Așa că orice încercare, orice proiect pilot este binevenit din punctul meu de vedere. Și am observat faptul că îndeosebi și mai ales în Republica Moldova, nu numai în domeniul electoral, oamenii își fac foarte bine temele. Și asta e un lucru foarte important și cred că există șanse de reușită. Vreau să mai fac un comentariu legat de punctul nodal după noi, legat de, odată de buletinul de vot și de actul de identitate, unde cred că trebuie acordată o atenție deosebită, unde sunt probleme legate de actualizarea lui atunci când expiră, spre exemplu, de modul în care el este conceput, pentru că Estonia a avut succes în acest mare proiect de e-government, pentru că are un act foarte bun de identitate, contează perioada de valabilitate la fel, pentru că dacă e foarte scurtă, există diferite probleme și, spre exemplu, inclusiv modul în care el se distribuie. Sunt amănunte care cred că pot fi depășite atâta timp cât se trece efectiv la derularea unor proiecte pilot. Cam asta aveam de să vă spun și vă urez mult succes. Mulțumesc foarte mult, domnul Daniel. Noi ne apropiem, de fapt, deja cu 2 minute, cadrul temporal pe care l-am dedicat aceste discuții, dar mă bucur că ea a generat și mai mare interes și mai mare discuții, inclusiv din partea colegilor din România. Văd că Alexandru vrea să intervină. Alexandru, îți oferă posibilitatea să intervii, după care am să-i rog pe colegii autori să vină cu concluzie de 30 de secunde, o minută, pentru a încheia această dezbatere. Te rog, Alexandru. Ziua, stimați colegi, au fost spuse foarte multe pe acest subiect și mereu am promovat și eu, am fost adept aceste idei de a crea opțiuni de vot alternative. Vreau să mă refer doar un pic la, mai mult la componenta de internet voting, pentru că au sunat mai multe întrebări referitor la securitate, referitor la cheltuieli și așa mai departe. Am scris unele momente și în chat, dar vreau să punctez astfel de moment. Deci, cheltuielile pe care le ține Comisia Electorală Centrală astăzi în organizarea alegerilor pentru un alegător
sunt o medie de circa 4 euro. Deci putem foarte simplu și clar să deducem că votul prin poștă ar costa de 10 ori mai mult. Votul prin internet ar costa de 10 ori mai puțin decât aceste sume. Și ține de aspectele de securitate a semnăturilor electronice și așa mai departe. Toată această infrastructură deja există în Moldova și este la un nivel destul de avansat, fapt care este atestat pe piața internațională de servicii de criptografie. Centrul Telecomunicații Speciale, fostul, acum STISC-ul, oferă niște servicii de calitate înaltă pe acest aspect. Totodată acest centru, această instituție, deja și-a declarat deschiderea în implementarea votului internet prin intermediul semnăturii mobile. Deci există un mesaj al lor clar în care ei au spus că sunt deschiși până inclusiv la oferirea acestui serviciu gratuit. Deci semnătura mobilă pentru votul prin internet. Deci totul se reduce la voința politică. Acest mesaj a sunat, cred că, de la majoritatea dintre noi aici și nu doar în acest panel, dar în mai multe paneluri. Dar cert este, evident, este că nu mai putem merge la magazin după o franzelă. Atunci avem opțiuni de a alege din mai multe posibilități. Trebuie să avem toate ușile deschise. Vă mulțumesc! Mersi foarte mult, Alexandru. Și Alexandru, vin cu un punct de vedere a unui tehnician care de ani de zile lucrează cu Comisia Electorală Centrală pentru a implementa diferite soluții electronice și pentru ca sistemul SIA să funcționeze în același timp. Mersi mult, Alexandru. Deci, un tur scurt de concluzii din partea autorilor și eventual dacă colegii de la CEC, nu știu, Dorin, domnul Dorin, dacă vrea să spună ceva la final, iarăși 30 de secunde, eventual parlamentarii. Dar în primul rând vreau să rog pe autori 30 de secunde principale concluzii care vreți să le dați. Mersi mult. Am să încep cu Septim Strău. Mulțumesc. Cred că a fost o discuție foarte, foarte bună. Eu personal trebuie să recunosc că sunt și am fost de la început un susținător al introducerii unor metode alternative de vot și în România, pentru că ne aflăm în acea situație. Și sunt un susținător al votului prin corespondență, care cred că în România, în ciuda costurilor, da, vorbim probabil de costuri mai mari, dar cred că este o oportunitate pentru alegători, chiar dacă el are nevoie de un pic de timp să crească. Adică am văzut că în România n-a fost poate cea mai bună formă de la început, cum a zis și domnul Duță, câteodată experimentezi, mai înveți, dar cred că modul în care se organizează s-a consolidat și începe să fie din ce în ce mai eficient. Sigur, așteptăm mai mulți alegători să înscrie și ne-ar plăcea să crească aceste numere. Aș vrea doar să închei spunând că urez mult succes CEC-ului în testarea oricăror metode la alegerile care vor urma. Și că orice, nu știu, orice informație sau dacă putem fi de ajutor în continuare, suntem deschiși către orice colaborare în acest sens. În sensul în care în ultimii ani am văzut în secții, ne-am uitat la legislație, am colaborat cu AIP-ul și așa mai departe, pentru a înțelege, de fapt, am vorbit cu organizația al românilor din străinătate, adică am văzut procesul cam din toate componentele și sperăm că această expertiză poate să ajute într-un fel sau în altul. Mersi mult, Septimius. Victor, te rog. Da, vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Eu, în primul rând, vreau să spun că noi suntem într-o situație când avem, de fapt, o fereastră de oportunități deschisă. Noi organizăm împreună cu colegii în acest ultim an, din februarie anul trecut, de când e această situație pandemică și chiar și în acest timp, în această fereastră de timp, noi vedem că sunt careva schimbări de atitudine. De exemplu, eu chiar discutam câteva luni urmă cu doamna Sajin și ne era practic împotriva votului pe internet. Acum deja practic nu mai este practic ești un susținător, dar unde vreau să ajung? Noi avem o deschidere extraordinară a autorităților din Republica Moldova, Agenția de Guvernare Electronică, STISC-ul. Astăzi, pentru prima dată, a sunat că CEC-ul vrea să facă un experiment în două sate cu vot. Deci noi avem o oportunitate. Dacă noi scăpăm această oportunitate în acest moment, deci eu nu știu când vom avea posibilitatea să revenim la discuții atât de,
atât de consistent pe acest domeniu și încă o dată reiterez, votul prin internet este 2% tehnologie, 98% voință și consens și mas critic de oameni care gândesc în același punct de vedere și mă bucur foarte mult că asemenea discuții există. Ele de fapt apropie momentul când noi vom începe să testăm și tare mult vreau ca într-un moment dat să vedem și primul exercițiu de vot prin internet în Republica Moldova. Mersi mult, până atunci Vitalie Șanu și echipa de la VotMeUp, Artur Gureu, sunt mult mai avansați ca noi cu aplicația VotMeUp, care testează într-un fel deja, nu doar pe copii, dar și pe foarte mulți din noi care pot să-și testeze votul prin internet. Doamna Sajin, vă rog. Nu este adevărat, domnul Guzun, că eram împotrivă, dar este adevărat că mai multă informație poate să ridice pe scara priorităților un tip de vot sau altul. Deci, da, eu fiind diletant în tehnologii informaționale, mă axez mai mult pe votul prin corespondență, dar sunt extraordinar de deschis pentru orice tip, pentru că consider că noi suntem o țară deosebită în domeniul migrației. Nu cred că mai există un stat cu așa rată de migrație și noi datorăm ceva cetățenilor noștri, trebuie să le oferim dreptul la vot. Prin toate metodele, metoda clasică care o avem acum prin implementarea, nu știu, regulamentelor existente, adică prin deschiderea mai multor secții de vot sau, știu eu, oricare modalitate le facilitează accesul. Votul prin corespondenți și votul prin internet sunt excepțional de binevenite în accepția noastră și iarăși voință politică pe care ne-o dorim tare mult. Mersi mult, doamna Sajan. Domnul Teanu, ați vrea să spuneți ceva la sfârșit? Foarte pe scurt. Vă mulțumesc pentru ideile bune care s-au adunat la acest eveniment. Trebuie să înțelegem toți că aceste discuții despre votul alternativ nu pot decât să consolideze baza fundamentală a democrației din Republica Moldova, așa cum este nesigură, vulnerabilă, dar direcția este corectă. Dacă putem să ajutăm la crearea acestui ecosistem în care votul alternativ este o opțiune fiabilă și la îndemâna cetățeanului, vom sprijini. Așteptăm din partea Comisiei Electorale Centrale niște detalii ca să putem înscrie această hotărâre a Parlamentului în prioritățile următoarelor zile de ședință. Vă mulțumesc foarte mult pentru inițiativă, salutări și multă sănătate. Mulțumesc mult, domnul Teanu. Domnul Cimel, dacă ați vrea să spuneți câteva cuvinte la sfârșit. Nu? Da, am fost foarte atent la toate discuțiile care s-au petrecut. Mulțumesc tuturor pentru păreri, pentru idei, pentru chiar și sfaturi. Vom ține cont neapărat de toate, de ce s-a elaborat și s-a vorbit și sper că în scurt timp vom veni și cu un proiect în acest sens. Vă mulțumesc, succes! Mersi mult, domnul Cimel. Mihai, vrea să vii și tu cu concluzii? Da, eu doar vroiam și eu să reiterez faptul că, practic, în ultimul an noi am înregistrat mai multe progrese pe dimensiunea discuțiilor despre votul alternativ. Dacă mi-aduc eu bine aminte, exact în urmă cu un an aveam o discuție publică pe marginea acestui subiect și cumva părerile erau mult mai împărțite și noi eram în căutarea unui consens legat de problema dată și iată că după un an, după mai multe eforturi, am reușit în primul rând să aducem la masa de discuții practic toți actorii importanți implicați în acest proces și acest lucru mă bucură pentru că noi asta ne-am propus prin acest studiu și asta contează și probabil va impulsiona procesul sperăm noi, de implementare acestor metode, ce obțin de analiză, de evaluare, de dezbateri în Parlament privind opțiunile de vot alternativ. Mersi tare mult!
Mersi mult, Mihai, mersi mult încă o dată tuturor, mersi mult tuturor celor care ne-au urmărit. Sper că ați primit doza de informații și cel puțin v-a intrigat și discuția asta și eu sper foarte mult că într-adevăr să existe această oportunitate în care decidenții Comisiei Electorale Centrale, decidenții politici și actorii tehnicieni, societatea civilă să fie cât mai bine și cât mai mult implicată în discuții pentru a clarifica soluțiile pentru opțiunea alternative de vot. Sunt sigur că vor mai fi mai multe activități și mă bucur și de anunțul domnului Cimil care a anunțat că există o determinare de a începe testarea anumitor elemente ale soluțiilor alternative de exprimare a votului și eu sunt sigur că cu sprijinul parlamentarilor care ar fi trebuit să vină cu o anumită decizie se va reuși. Evident că în contextul curent ne-am dorit mult mai multe lucruri să se întâmple. Cel puțin astăzi eu mă bucur că noi am avut această platformă în care am reușit să discutăm foarte punctual, foarte concret, cu evidențe, cu experiențe, cu lecții învățate, cu avantaje, cu dezavantaje și într-un fel a venit cu contribuție care sper că să fie preluată, să fie apreciată de toți cei interesați, de decidenți, de cetățeni și să încercăm cumva să creăm acea masă critică necesară nu doar pentru a înțelege, dar și pentru a promova opțiuni alternative de vot în Republica Moldova. Mersi mult încă o dată. Studiul va fi disponibil online imediat după acest eveniment. Veți mai auzi și de noi și despre Victor și tot ceilalți care au participat în această discuție. Noi vom avea mai multe activități pentru a încerca de a explica în continuare efortul dat. Și același lucru se referă și la activitatea grupului ad hoc inițiată de domnul Munteanu pe platforma așa mai extinsă. Și încă o dată vreau să mulțumesc domnului Cimil pentru deschidere, pentru implicare, pentru interes. Lucrul ăsta contează și sunt sigur că contează pentru, în primul rând, pentru decidenți, pentru actorii neguvernamentali și pentru cetățeni în primul rând. Și asta crede și ar putea crește și nivelul de încredere din partea cetățenilor în procesul electoral în Republica Moldova. Mersi mult încă o dată tuturor, mersi mult partenerilor noștri, privesc eu, Realitatea Live, mersi mult Fundației Conrad Adenauer pentru susținerea acestui eveniment și efortul de a veni cu acest studiu și încă o dată mersi mult Sanda, mersi mult tuturor, să aveți o după amiază cât mai bună, toate bune!